Să fie Domnul. Amin. Binecuvântăm pe Dumnezeu care e bun cu noi și s-a îndurat de noi și în seara aceasta să fim în casa Domnului. Aleluia. Aici unde El e prezent. Aleluia. Aici unde El dă binecuvântare. Aleluia. În casa Domnului Dumnezeu dă binecuvântare. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, dacă nu vă este prea greu, să ne ridicăm puțin în picioare. În semn de respect pentru cuvântul Domnului, să citim câteva versete din cuvântul Domnului. La pagina 995, Matei, capitolul 25, de la versetul 31 în jos. Matei, capitolul 25, versetul 31, la pagina 955. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit doar prima parte. Știți de ce am citit prima parte? Aș dori ca noi toți să auzim cuvintele acestea în ziua cea mare. N-aș vrea ca niciunul dintre noi să auzim ceea ce scrie mai în jos, unde n-am citit. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori, să avem parte cu Domnul Iisus. Aleluia. Am citit textul acesta, eu nu sunt mare predicator. O să vă spun câteva lucruri de aici, dar aș vrea să vă mărturisesc cum eu m-am întors la Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Frați și surori, aș vrea să vă motivez ca să fim cu toții mai buni, să fim cu toții gata de a face o lucrare bună pentru împăratul nostru. Aleluia. Și poate uneori noi ne dăm exemplu pe noi. Eu am, în cuvântul Domnului, am găsit aici pe Tit, care îmi dă voie să mă dau exemplu. Tit îmi dă voie să mă dau exemplu și Domnul nu se supără pe noi atunci când ne dăm exemplu. Numai să facem lucrul acesta nu pentru a ne înălța, nu pentru a ne lăuda, ci pentru a-L înălța pe Dumnezeu și a motiva frații ca să facă și ei lucruri bune și Domnul să ne binecuvânteze. Aici în Tit, vreau să citesc, zice Tit, capitolul 2, zice: sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Atunci când ne dăm pildă pe noi, dacă am făcut un lucru bun, Dumnezeu nu se supără. Dumnezeu se bucură de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Aș dori ca Dumnezeu să dea putere fiecăruia ca să-L slujim pe Dumnezeu. Să știți cum spunea fratele Ion: Dumnezeu are nevoie de noi. Are Dumnezeu nevoie de noi. Poate ne gândim că suntem neînsemnați, dar Dumnezeu are nevoie de noi. Vrea Dumnezeu să se folosească de noi. Noi să fim gata întotdeauna să-L slujim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Ei, sunt atâtea nevoi și am putea, și noi știm, și la noi în România, în România noastră, de unde noi venim, noi acum și eu locuiesc în Germania, dumneavoastră aici, nu putem să spunem că ducem lipsă de nimic. Avem mai mult decât ne trebuie. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar să știți, spunea odată un păstor, vorbea puțin așa despre cei care au plecat în străinătate și un alt păstor l-a corectat puțin pe cel dinainte și spunea fratele acesta de la Oradea, zice: frate, nu-i problemă că frații au plecat în străinătate. Știi când e problemă? Zice, problemă, asta au zis-o de la Amvon. Zice, Dumnezeu se supără pe ei atunci când săracii din România nu știu că ei au plecat. Dumnezeu vrea ca săracii din România să știe că noi suntem în Austria. Să știe că noi suntem aici, dar știți cum să știe? Să știe că noi mai întindem mâna. Amin. Și sunt atâtea nevoi.
Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Eu acum vă spun lucrul acesta pentru lauda lui Dumnezeu, nu pentru lauda mea. Altădată goleam casele oamenilor și lăsam familiile fără bani, le furam ultimul ban și îi lăsam, nu mă interesa să aibă 10 copii, le goleam casa și luam ultimul leu din casă, să moară copiii de foame, nu mă interesa, așa eram altădată. Dar când Dumnezeu m-a schimbat, nu mai pot să dorm noaptea, dacă știu că cineva e nevoie și eu pot să-l ajut și nu-l ajut. Am plecat de acasă, am parcat mașina la fratele Ion, am un bus, l-am umplut cu mașini de spălat. Am vreo 5-6 mașini de spălat, am un frigider, le duc la săraci, undeva pe la Cluj e nevoie. Și dacă altă dată vorbeam cu un om nepocăit și chiar am mers de la el să cumpăr 2 mașini de spălat și era român și am vorbit despre Domnul și... el zicea că el nu crede că există Dumnezeu și am zis, băi omule, uită-te la mâinile astea două. Mâinile astea două e dovada că Iisus Hristos e viu. Și zice el, cum? Păi uită-te bine, mâinile astea două până acum 19 ani furau. De 19 ani astea nu mai fură. Și uite dovada e acum că am venit să cumpăr mașinile de spălat de la tine să le duc la săraci. Altădată luam ultimul ban a omului. Acum mă duc să le duc la oameni care sunt săraci. Că Dumnezeu a schimbat inima. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Să-L slujim pe El cu toată inima. Și să știți, Dumnezeu nu rămâne dator. Și aș putea să vă spun foarte multe experiențe care le-am avut pe pământ cu Dumnezeu. Odată mi-am amintit de un lucru. Am plecat cu niște frați, am locuit în Italia 13 ani și am muncit undeva la vreo 100 și ceva de kilometri. Și patronul mi-a zis, Cristian, nu vrei să mergi cu mașina ta, ca să nu mergeți cu 2 furgoane din astea de la lucru, mergi cu a ta și îți plătesc eu motorina. Și am zis, ba da. Și m-am dus cu mașina și n-am terminat lucru sâmbăta. Mai aveam o zi de lucru și frații ăștia cu care am fost, mai erau 3 frați cu mine, au zis, măi, mergem acasă sâmbătă. Și am zis, mă, hai să rămânem aici, duminică mergem la o adunare la 100 de kilometri, cunoșteam acolo un frate slujitor, am zis, mergem acolo la adunarea aceea și slujim pe Domnul și ne bucurăm cu frații și așa nu-i facem cheltuială nici la patron, ne întoarcem înapoi, luni terminăm munca și luni seara plecăm acasă. Și așa am făcut. Am plecat cu mașina și când ne-am întors de acolo, de la biserică, frații cu care eu am plecat, au vrut să-mi dea niște bani pentru motorină ei. Fiecare cu 10 euro, am zis, mă, lăsați-mă în pace cu banii voștri. Nu că tu ai 4 copii, noi nu avem copii și cum tu să ne duci pe noi? Și m-au supărat că tot insistau cu banii. Și la un moment dat am zis așa și l-am băgat pe Dumnezeu în discuția noastră și am zis, băi, fii atent, știi cum facem? Am zis, Dumnezeu plătește mai bine ca voi, așa că nu-mi trebuie niciun ban de la voi. Țineți-vă banii, Dumnezeu plătește mai bine. Și vreau să spun, frați și surori, că Dumnezeu a ascultat. Amin. Pentru că eu am zis așa, să mă lase în pace, am vrut să scap de ei, să nu-mi dea bani. Și când am ajuns la firmă, lunea, am intrat în birou la patron, niciodată în viață nu mi-a dat un cent în plus. Întotdeauna îmi dădea exact după foaie de plată, îmi dădea banii. Niciodată, nici până atunci și nici de atunci încolo, nu mi-a dat niciun cent. În ziua aceea am intrat la el în birou. Știți ce a făcut? S-a uitat să vadă dacă mai vine încă unul după mine. Am văzut că am închis ușa, o băga mâna, au scos pormoneul, eu nu l-am salutat. O scos pormoneul, au scos 300 de euro și a zis, bagă-i repede în buzunar, zice, mete-le subito in tasca e non dire niente a nessuno. Zice, pune-i repede în buzunar și nu spune nimic, adică la ceilalți, nu le spune nimic. Și de 10 ori mai mult, ăștia au vrut să-mi dea 30 de euro, dar Dumnezeu mi-a arătat că el e mare, slăvit să fie Domnul. Dar credeți că am putut să tac? Cum am ieșit din birou, cum le-am arătat banii? Păi nu puteam să tac, cum să taci? Asta erau minuni la Dumnezeu. Și le-am arătat banii, mă zic, v-am spus că Dumnezeu plătește mai bine. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu, frați și surori, nu rămâne dator și v-aș putea spune multe. Noi ne și grăbim că trebuie să și plecăm. Aș putea să vă spun multe lucruri care le-a făcut Dumnezeu. Frați și surori, vreau să vă mărturisesc cum eu m-am întors la Dumnezeu. De mic copil, așa cum v-am spus la început, mi-a plăcut să fur. Și de la vârsta fragedă a copilăriei, 13 ani, m-am apucat de furat. Și foarte mulți ani de zile am făcut lucrul acesta, îmi plăcea să fur. Și m-a întrebat cineva odată, mă zice, dar cum că ție ți-a plăcut așa de tare să furi? Zic, mi-a plăcut tare mult să fur pentru că nu mi-a plăcut să muncesc. Și cei care fură, că mai zic ăștia pe la închisoare, noi mai mergem pe la închisoare, eu mă duc și acum, mă duc în România, la 5 închisori. Săptămâna cealaltă am fost la alte 5 închisori, am venit acasă, am stat o săptămână în Germania, mă duc înapoi. Dumnezeu mi-a dat harul ăsta că iarna, din noiembrie, eu până martie nu lucrez, intru în șomaj, lucrez în construcții afară și intru în șomaj și numai din martie ce munca. Și iarna, misiune în România la pușcărie. Mai de mult mă ducea poliția la închisoare, acum mă duce Dumnezeu și tot pe la închisoare. Slăvit să fie Domnul. Și frați și surori, au trecut anii copilăriei mele și a trecut un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani și într-o zi m-am gândit, pentru că prietenii mei erau arestați, ajungeau la închisoare și într-o zi m-am gândit, măi, eu chiar sunt bun la furat, păi ăștia pe mine nu o să mă prindă niciodată, eu chiar sunt expert în meseria asta și au mai trecut vreo 2 ani și am fost arestat și eu, am ajuns în arest la Alba Iulia,
la poliție, de acolo am intrat, am ajuns la penitenciarul de la Iud și când am intrat, frați și surori, acolo la penitenciar, pentru prima oară în viață mi-a fost frică. Am intrat într-o clădire în formă de T și vedeam aripa din dreapta, aripa din stânga, holul lung și un hol de 100 și ceva de metri în față și de jos până la etajul 4 puteai să vezi toate ușile de la celulă, numai pe margine se putea circula. La fiecare etaj era o plasă de sârmă, pentru că câte un deținut mai sărea, câteodată, acum au renovat, nu mai e așa, clădirea aceea. Și când am intrat acolo și am văzut atâtea celule, atâtea uși, atâtea gratii, atunci m-am speriat și mi-a fost frică pentru prima oară în viață. Și în seara aceea, pentru prima oară, înaintea lui Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu sincer. Și am spus lui Dumnezeu în seara aceea, Doamne, dacă Tu mă scoți de aici, îți promit că mă pocăiesc. Am fost condamnat la un an de zile, am stat 6 luni acolo, am fost eliberat condiționat după 6 luni, am plecat acasă și m-am gândit eu duminica, i-am spus fratelui meu, eu știam despre pocăință, că de-aia i-am spus Domnului că mă voi pocăi, pentru că aveam un frate care s-a întors la Dumnezeu și înaintea mea cu vreo 5 ani și atunci, de fapt el atunci era proaspăt, când eu am fost prima oară la închisoare, el era proaspăt, s-a întors la Dumnezeu doar de câteva luni avea și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu și eu știam acum despre Dumnezeu. Și de-aia am spus Domnului, Doamne, dacă mă scoți de aici, îți promit că mă pocăiesc. Când am plecat acasă, i-am spus fratelui meu, vreau să vin cu tine la adunare. M-am dus la adunare și m-am gândit eu atunci, m-am înșelat de fapt, că m-am gândit că dacă mă duc și eu la adunare și o să-i spun lui Dumnezeu în adunare, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat de închisoare și am ajuns acasă sănătos. M-am gândit că i-am făcut o favoare lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi mulțumit de mine. Un lucru greșit, o înșelăciune care m-a înșelat diavolul și apoi nu m-am mai dus la adunare, nu m-am ținut de biserică, din nou cu furatele și așa au urmat următoarele condamnări. Și n-aș vrea să vă spun despre toate, vreau să vă spun despre cea de-a cincea. Eram din nou în închisoare și în închisoare am primit o Biblie. Am primit cuvântul lui Dumnezeu de la o văduvă care, pe lângă Biblia aceea, mi-a trimis 5.000 de lei. Probabil că era pensia ei, jumătate din pensia ei pe vremea aceea. O cunoșteam bine pe femeia aceasta și de dragul acelor bani care mi-a trimis, m-am apucat să citesc Biblia. Dacă fratele meu mi-aducea o Biblie, probabil că nu o citeam. Cu toate că fratele meu în fiecare lună venea la mine cu pachet și mi-aducea pachet, dar m-a mișcat gestul frumos al acestei femei. Și m-am gândit atunci să fac și eu ceva pentru femeia aceasta și de la închisoare ce puteam să fac pentru ea. Atunci m-am gândit, femeia asta a făcut lucrul ăsta pentru că ea îl iubește pe Dumnezeu. Și m-am gândit, vreau să fac și eu ceva pentru Dumnezeu atunci. Și am zis, hai să mă apuc să citesc Biblia. M-am gândit că asta îi fac ceva lui Dumnezeu, îi fac. Și m-am apucat să citesc cuvântul Domnului și Dumnezeu mă cerceta. Am stat foarte multe nopți citind cuvântul Domnului. Acolo nu se stinge becul la închisoare. Și când colegii mei de celulă dormeau, eu citeam, Dumnezeu mă cerceta. Am găsit scris în cuvântul Domnului că Dumnezeu mai are speranță și pentru mine. Mi-am dat seama din ceea ce am citit. Mi-am dat seama că Dumnezeu îi iubește pe păcătoși și m-am gândit că mă iubește și pe mine. Și am zis, mai am și eu o șansă la Dumnezeu. Dacă la oameni nu aveam șanse, dacă mă arătau oamenii pe stradă cu degetul și când mă vedeau arătau, uite hoțul, mă gândeam, totuși Dumnezeu, mi-am dat seama din cuvântul lui Dumnezeu, pune preț și pe mine. Și am preț în ochii lui Dumnezeu. Și am stat acolo un an și o lună jumate în ultima condamnare. În timpul acesta am citit aproape toată Biblia. Am plecat acasă de la închisoare și în timpul acesta cel mai bun prieten al meu s-a întors la Dumnezeu și împreună cu el și cu fratele meu am început să mergem la biserică. Mă duceau la biserică, mergeam cu ei, îmi plăcea la biserică, cu toate că eram cu țigările în buzunar. Mergeam, îmi plăceau cum cântau la biserică. Și mă duceau la cercuri de rugăciune, în fiecare seară mă duceau la biserică, la Oradea erau biserici, cercuri de rugăciune și ei mă duceau cu ei și știam și eu despre proroci, auzeam prorocii și a trecut vreo 3-4 săptămâni și într-o zi diavolul din nou m-a înșelat. Diavolul spune cuvântul Domnului că e tatăl minciunii, cel mai mare mincinos care minte pe oameni. Eu îl mai numesc și contabilul. Contabilul mi-a făcut contabilitatea în ziua aceea și să știți că contabilul ăsta, diavolul, vine și la adunare. El vine și la adunare să facă contabilitatea la pocăiți, să știți. Atunci când trebuie, când frații spun de aici din față, este o familie care e greu încercată, trebuie să-i ajutăm, vine contabilul și zice, vezi că tu trebuie să plătești chiria, vezi că trebuie să plătești rata la cea de-a doua mașină, că nu-ți ajunge una. Trebuie să plătești nu știu ce, trebuie să-i cumperi nu știu ce mașină la copilul cel mai mare. Și el ne face contabilitatea și atunci noi ascultăm de contabil și ne întindem mâna așa numai un pic.
Frați și surori, am citit, Domnul să ne binecuvânteze, să fim gata să întindem mâna și să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Pentru mine, vă spun sincer, nu e o laudă, lauda e a Domnului, dar nu-i mai mare bucurie pe pământul ăsta, n-am mai mare bucurie decât atunci când știu că trebuie să ajut, să dau. Acum fac o paranteză și vă spun, am stat în Italia, v-am spus că Tit aici, inspirat de cuvântul Domnului, îmi dă voie să fiu exemplu. Am lucrat în Italia și am rămas în șomaj, am fost în șomaj aproape 2 ani de zile și aveam bani puțini. Frați și surori, n-am încetat să dau zeciuială. Asta nu e o laudă, lauda e Domnului, de aproximativ 8 ani de zile, cu zeciuiala sunt tot înainte, acum sunt pe la vreo 4.000 și nu știu cât înainte. Deci n-am mai scăzut sub 3.000, deci înainte, eu de aici încolo să câștig 40.000 de euro ca să ajung la zero. Eu tot înainte, că a fost o nevoie și tot am băgat mâna și tot am scos și lauda e Domnului, nu e a noastră. Slăviți să fie Domnul. Și cea mai mare bucurie a mea să pot să ajut pe oameni. Și când văd oamenii că se bucură când eu le dau ceva, atunci mi-aduc aminte că câtă întristare am produs eu când le luam banii. Și acum vreau așa să mă revanșez și eu cât pot, cât mi-a ajutat Dumnezeu. Și frați și surori, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Poate n-ați fost hoți, poate n-ați înșelat pe nimeni niciodată. Dar chiar cu toate acestea, Dumnezeu vă cere și dumneavoastră ca să fiți gata să faceți o lucrare bună pentru Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vă spuneam că m-am liberat de la închisoare și diavolul din nou m-a înșelat. Și frați și surori, mie munca nu mi-a plăcut. Eu n-am muncit niciodată până la 25 de ani și jumătate. Nu mi-a plăcut munca, am urât munca, numai de muncă să n-aud, să nu-mi spună cineva de muncă. Și de-aia am devenit și hoț, că nu mi-a plăcut munca. Și eram înaintea sărbătorilor, în decembrie, la începutul decembrie, anul 1998, și diavolul, știți ce mi-a spus? Măi, tu în ultimii ani de sărbători ai fost la închisoare. Așa se nimerea că eram tot la închisoare de sărbători. Și au zis, ar fi vremea să te distrezi și tu. Și atunci m-am gândit, pentru distracție, bani. Eu bani n-aveam că nu munceam. Și singura modalitate de a procura bani, ce trebuia să fac? Să mă apuc de furat. Și m-am apucat din nou de furat. Mi-am căutat, i-am spus fratelui meu așa foarte sec, în ziua aceea, i-am spus, de astăzi nu mai vin cu voi la adunare. Pentru că eram conștient că nu mă pot duce și la furat și la adunare. Și o zis fratele meu, mi-a mărturisit după aceea, o zis, când mi-ai spus că nu mai vii la adunare, de atunci am intrat în post. Și până atunci m-am rugat pentru tine. Dar acum am intrat în post și mai tare m-am rugat pentru tine. Și așa au trecut aproximativ vreo 2 săptămâni. În astea 2 săptămâni, Dumnezeu mă cerceta. Dumnezeu mă cerceta într-un mod profund și eu la un moment dat am zis că Dumnezeu mă stresează, frați și surori. Așa vedeam eu. Am zis, Dumnezeu mă stresează și nu mă lasă în pace. Nu puteam să uit de nopțile care le-am petrecut la închisoare când citeam cuvântul Domnului. Nu puteam să uit de rugăciunea mea care era în fiecare seară, mă întindeam în patul meu să nu mă vadă colegii de celulă, să râdă de mine. Oricum râdeau de mine când mă găseau dimineața cu Biblia. Râdeau de mine că am stat toată noaptea să citesc și acum să mă mai vadă și că mă rog. Mi-era rușine și dar mă întindeam în pat, închideam ochii și spuneam Domnului în fiecare seară: Doamne, ai milă de mine, de familia mea și ajută-mă să mă pocăiesc. Și asta era o rugăciune sinceră. Înaintea lui Dumnezeu îmi doream, îmi chideam ochii și stăteam cu ochii închiși seara și mă gândeam, îmi imaginam și mă gândeam cum ar fi să fiu și eu pocăit. Acum îl știam pe fratele meu, îl vedeam pe el, am văzut viața lui schimbată și vedeam părțile bune care el avea și diavolul mă făcea să văd și alte lucruri. Să râd de el, râdeam cu prietenii, spuneam și de dimineață la cealaltă biserică la care am fost, râdeam de el cu prietenii, spuneam, măi, ăsta are o viață de câini, că ei mă întrebau, măi, ce s-a întâmplat cu el? Ăsta a făcut box, se bătea cu toată lumea, era agresiv și o zis, uite, acum e ca un mielușel, mă ziceau, uite, cum ne vorbește despre Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu el? Și eu ziceam, măi, ăsta are o viață de câine. Păi cum? Păi ăsta merge la biserică, merge la lucru de dimineață, vine după masă de la lucru, seara, în fiecare seară, la rugăciune, la biserică, ăsta nu mai vine cu fete pe acasă, ăsta nu mai vine cu noi la discotecă, ăsta nu mai face aia, nu mai face aia. Ziceam, asta e viață de câine, frați și surori. Am mărturisit și dimineață. Eu aveam o viață de câine. Eu mă gândeam că eu am o viață frumoasă. Uneori am avut o plasă de bani. Odată am avut o plasă de bani cu Bălcescu, sutele acelea după Revoluție. În 3 zile n-am mai avut niciun ban. Toți s-au dus, s-au risipit. Și eu mă gândeam că eu sunt fericit și el are o viață de câine. În schimb era invers. Mi-am dat seama după ce m-am întors la Dumnezeu, m-am angajat cu fratele meu și am muncit foarte mulți ani. Până acum 4 ani. Am muncit cu el împreună vreo
14 ani am muncit tot cu el împreună, și în Italia, și în România. Și după câteva zile mergeam cu el la lucru, veneam cu el de la lucru, mă rugam cu el împreună, seara mergeam la adunare. Și într-o zi mi-am adus aminte și am zis, băi, eu râdeam de el și spuneam că el are viață de câine. Eu, ceea ce nu știam eu, nu știam eu bucuria care avea el când pleca la rugăciune, când pleca la biserică, părtășia care avea cu Domnul, cu frații, și am zis, uite cum mă înșela pe mine diavolul. Și frați și surori, într-o zi eram la furat, eram într-o piață agroalimentară în Oradea, cu un prieten, și printre oameni, cu voce tare, m-am uitat spre cer, că am zis că Dumnezeu mă stresează, că nu mai puteam să uit de lucrurile astea. Dacă uitam, după două minute mi-aminteam din nou cum eu mă rugam, cum eu citeam în Biblie, cum i-am promis Domnului că mă pocăiesc și mă schimb și mi-am ținut promisiunea, și odată în a doua condamnare Dumnezeu m-a scos miraculos. Acum nu-i timp să vă spun, miraculos m-a scos din penitenciarul de la Oradea, cu toate că eram condamnat definitiv la un an cu executare, 12 zile am stat și am plecat din penitenciar. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și tot nu mi-am ținut promisiunea. Și acum mă gândeam, Dumnezeu mă stresează că tot îmi amintește de astea, că eu nu vreau să mai aud din astea. Și într-o zi i-am spus Domnului, lasă-mă în pace până la 1 ianuarie, cu voce tare printre oameni. Mie nu mi-a fost rușine, și când mă prindea la furat, mie nu mi-era rușine. Nu mi-era rușine, că așa am fost eu. Și acum să-mi fie rușine să spun că Domnul mi-a schimbat. Nu, nici acum nu mi-e rușine. Mărturisesc oricui, de când m-am întors la Domnul, am prietenii mei care mă întâlnesc cu ei, hoții. Odată, fac o paranteză, după ce m-am întors la Dumnezeu, în prima dimineață Dumnezeu m-a probat să vadă. M-am întâlnit cu un hoț de buzunare, aveam de fapt noi întâlnirea la ora 9 în capăt la Nufărul, cine din Oradea, de acolo plecam cu tramvaiul, și la ora 9, obișnuit, ca de dimineață, în fiecare dimineață mă trezeam la aceeași oră, la 9 ne întâlneam și plecam la furat. Și m-am întâlnit cu băiatul ăsta, cu prietenul ăsta, și el m-a văzut că vin, s-a urcat în tramvai și o ținut de uși, ca să vin și eu. Și tramvaiul tot suna că nu vrea să plece până... și eu nu mă grăbeam ca să plece, și până la urmă am ajuns la ușă și zice el, vino sus. Și am zis, nu mă duc. Și știți ce m-a întrebat? Un om nepocăit. Doar nu te-ai pocăit. Și știți ce am spus? Am zis, am dat din cap, nu, dar nu vin. Și am lăsat ușile să plece și am rămas în stație de tramvai. Și am început să plâng, pentru că eu noaptea mi-am predat viața în mâna Domnului. Și am zis, Doamne, cum am putut eu să spun că nu m-am pocăit? Și am zis, Doamne, dacă mă ierți de treaba asta, îți promit că la toți prietenii mei, la toți hoții, le spun că eu m-am pocăit. Și de atunci, fraților, de 19 ani, și acum mă mai întâlnesc cu prietenii mei vechi și le spun, ei mă întreabă, ce mai faci, cum mai ești, unde ești, nu te-am văzut de mult. Bă, să știi că m-am pocăit. Dar știu că mi-ai spus acum, nu știu câți ani am mai întâlnit. Eu nici nu mai știu la care le-am spus și la care nu le-am spus. Eu la toți le spun că m-am pocăit de atunci. Slăvit să fie Domnul. Și i-am spus Domnului să mă lase în pace până la 1 ianuarie. Am zis, până la 1 ianuarie fac ce vreau eu, și de la 1 ianuarie am zis, Doamne, fac ce vrei Tu. Eu mă gândeam că de la 1 ianuarie voi avea o viață grea, ca viața fratelui meu, mă gândeam, nu voi mai putea face aia, cealaltă, va trebui să muncesc, păi mie nu-mi plăcea munca, cum să merg să muncești când nu-ți place ceva? Și m-am gândit, voi avea o viață grea, dar am zis, mă gândeam eu, eram conștient că dacă nici acum nu mă întorc la Dumnezeu, din nou mă așteaptă pușcărie. Și dacă nu mă întorceam la Dumnezeu, ori eram prin pușcărie, venea Ion pe la mine să-mi aducă o ciocolată de sărbători, ori poate nu eram în viață astăzi. Poate eram trecut din viață. Și, frați și surori, mă gândeam că voi avea o viață grea de la 1 ianuarie. Și așa au trecut zilele acelea, și în data de 29 decembrie, anul 1998, la ușa mea a venit prietenul meu Ghiță, care s-a întors la Dumnezeu. Și el n-a mai venit pe la mine vreo 3 săptămâni, în timpul acesta, de când eu le-am spus că nu mai merg cu ei la adunare, nu mai venit pe la mine, dar a venit în seara aceea, Dumnezeu i-a pus pe inimă. Era ora 7 fără 10. Eram pregătit să plec la un bar, împreună cu niște băieți, cu niște fete, și eram gata să ies din casă, și la ușa mea a sunat el. Când m-am uitat prin vizor și l-am văzut că e Ghiță, m-am gândit să nu-i deschid ușa. Dar tot atunci m-am gândit că în viață l-am fraierit de atâtea ori cu banii furați, ori de câte ori am avut posibilitatea, și am zis, și de data asta îl fraieresc pe Ghiță, îl las să intre până în casă și apoi plecăm împreună. Eu plec la bar, că știam că el a venit să vorbească despre Dumnezeu. Și m-am gândit, ce dată e astăzi? 29, am zis, mai am 2 zile de distracție. Și în seara aceea eu n-am știut, frați și surori, că Ghiță nu mai era singur. Ghiță era cu Dumnezeu. Și am deschis ușa și nici nu l-am mai putut păcăli în seara aceea. Le-am deschis ușa, eu am vrut să-l țin la ușă aici, am dat mâna cu el, el a dat mâna cu mine și s-a așezat în cameră pe un fotoliu. Păi de rușine m-am așezat și eu pe celălalt fotoliu și mă tot uitam la ceas, treceau minutele. Și le spuneam și fraților de dimineață, am făcut o paranteză și pentru frații care mai întârzi la adunare. Când am fost nepocăit, am fost foarte punctual, nu întârziam. De când m-am pocăit, sunt și mai punctual și vreau să vă spun că și pentru cei care aveți copii, și eu am copii, 4, și după ce copiii noștri erau duși la binecuvântare, soția mea n-a rămas niciodată acasă, numai dacă vreun copil a fost foarte grav bolnav. Noi am venit la adunare și mergem la adunare și încercăm să nu întârziem, ci mai degrabă să fim mai repede la adunare. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și atunci eram punctual și am vrut să ajung la întâlnire. Și
mă tot uitam la ceas, treceau minutile și vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu a avut un impact foarte mare asupra mea. În 5 minute, fără să-i spun lui Ghița, am decis. El a început să-mi vorbească despre Dumnezeu, să-mi spună, fusese în Oltenia să predice cu niște frați, cu un grup de frați, să cânte pe străzi și mi-a spus că un oameni s-a întors la Dumnezeu și a început să-mi vorbească despre Dumnezeu și am decis să nu mai plec la acel bar. Altă dată poate făceam eforturi mari să ajung la astfel de întâlniri, dar atunci, în seara aceea, am decis să nu mai plec, pentru că ceea ce îmi spunea Ghiță îmi plăcea așa de mult. Simțeam că cuvintele lui îmi pătrund direct în inimă. Și am rămas acolo și am stat, el îmi vorbea despre Dumnezeu și eu fumam țigară din țigară. Noaptea pe la 12, fără câteva minute, m-am uitat în pachetul de țigări și atunci am rămas șocat cum a trecut 5 ore. Am fumat 17 țigări în timpul acesta cât el mi-a vorbit despre Dumnezeu și am văzut că mai am doar 3 țigări. Mi-am dat seama, m-am uitat la ceas, am văzut că era 12 fără câteva minute. Și, frați și surori, știți ce am făcut atunci? El mă tot îndemna și îmi spunea, Cristi, dacă te pleci cu mine pe genunchi în seara aceasta, Dumnezeu vrea să schimbe viața ta. Dumnezeu în noaptea aceasta te va schimba și de mâine și de noaptea aceasta, de fapt, vei fi un alt om. De mâine vei vedea minunea care a făcut-o Dumnezeu în viața ta. Știți cum mă gândeam eu atunci? Eu cuvintele acestea le primeam de la Ghiță, că mă gândeam acum, și Ghiță o fi devenit proroc, mă gândeam atunci. Și ce îmi spune el acum? Îi spune Dumnezeu să-mi spună. De fapt, așa era, că oamenii care vorbesc împinși de Duhul lui Dumnezeu, vorbesc de la Dumnezeu. Dar eu mă gândeam că ăsta acum Dumnezeu așa precis îi spune că vrea să mă schimbe și noaptea asta mă va schimba. Și eu așa credeam, îl credeam 100% pe Ghiță, pentru că mai mult decât ceea ce îmi vorbea el, îi cunoșteam și viața lui dinainte și acum îl vedeam de când s-a întors la Dumnezeu, o viață total schimbată și credeam 100% că există Dumnezeu care îi schimbă pe oameni. Și în momentele acelea am luat țigările, frați și surori, și m-am dus în bucătărie, le-am rupt, am dat tare cu ele în coșul de gunoi, știți de ce? Pentru că a fost singurul lucru care în viață am încercat să mă las de el și n-am reușit cu puterea mea niciodată. Și acum mă gândeam eu, dacă Ghiță spune că Dumnezeu în noaptea aceasta vrea să mă schimbe, de primul lucru de care trebuie să mă lasă țigările astea blestemate, de care n-am reușit să mă las eu, și am dat tare cu ele în coșul de gunoi. Și am venit în cameră și i-am spus lui Ghiță, Ghiță, vreau să ne rugăm, așa cum spui tu, și dacă tu spui că Dumnezeu vrea să schimbe viața mea, să facă Dumnezeu, că eu nici măcar de țigări nu mă pot lăsa. Frașii și surori, ne-am pus pe genunchi. Noi înainte, pe la poliție, am fost bătuți. Ghiță a fost din familie de pocăiți. De la 14 ani s-a înscris la un club de box, au cunoscut oameni, au cunoscut din ăștia ca mine și s-a îndepărtat de Dumnezeu și de la 14 ani nu mai pășit pragul adunării. Și el știa despre Dumnezeu și când eram bătuți pe la poliție, niciodată nu l-am văzut plângând și nici el pe mine nu m-a văzut plângând niciodată. În momentele acelea plângeam în hohote. Eu plângeam pentru că îmi cunoșteam viața mea trăită departe de Dumnezeu, dar simțeam că Dumnezeu mă primește așa rău și păcătos cum sunt. El plângea de bucurie că prietenul lui se întoarce la Dumnezeu. Și noaptea aceea, frați și surori, eu nu știam să mă rog. I-am spus lui Dumnezeu, poate să nu exagerez, de 50 de ori în seara aceea i-am spus Domnului, Doamne, eu nici măcar de țigări nu mă pot lăsa. Dacă Tu vrei, eu sunt aici, fă Tu ce vrei cu mine. Și numai asta i-am repetat lui Dumnezeu de multe ori în seara aceea. Și frați și surori, Dumnezeu în noaptea aceea a schimbat viața mea. Toate lucrurile s-au schimbat în viața mea. V-aș putea enumera câteva. Vocabularul meu care era urât, vorbeam cu cuvinte murdare, cu înjurături, din noaptea aceea s-a schimbat, nici măcar o dată n-am mai înjurat în 19 ani. Pe 29 se împlinesc 19 ani de atunci. Nici măcar o dată n-am mai înjurat, nici măcar o dată n-am mai vorbit cu cuvinte murdare, cu jargoane, vorbeam ca la pușcărie. Frați și surori, mâinile acestea, cum v-am spus, n-am mai furat de atunci. Cu mâinile acestea acum dăruiesc, că Dumnezeu mă ajută. Dacă altă dată luam, acum dau, pentru că Dumnezeu a schimbat viața mea. Munca care am urât-o, care nu vreau să aud de muncă. Frați și surori, Dumnezeu m-a binecuvântat și nu știam să muncesc, am ajuns în Italia. Istoria e lungă și mărturia mea e lungă, trece minutele. Am ajuns acolo și nu știam să țin mistria în mână. Și m-am rugat lui Dumnezeu odată, le spuneam și fraților de dimineață, m-a lăsat italianul acolo cu toate. Eu nu știam, eu am crezut că mă duc să ajut și eu, să la horn, să car cu roaba, eu trebuia de fapt să tincuiesc un garaj. Și nu știam să țin mistria în mână. Și după ce a plecat italianul, mi-a zis, Cristiano, deve fare così, così. Nici nu știam italiană bine, eram de o lună la Roma, m-am ajuns. Și a plecat el și m-am pus pe genunchi să mă rog. Și mi-am amintit că am văzut la circ, am văzut urșii care au învățat să meargă cu bicicleta, am văzut maimuța care au învățat să meargă cu bicicleta. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt urs și nici maimuță. Ursul și maimuța au învățat să meargă cu bicicleta, eu sunt om. Am zis, te rog să mă ajuți și să mă înveți să muncesc. Și am zis, în numele Domnului, zidesc garajul. Aleluia. Și m-am apucat și am zidit garajul, frate, acum m-am învățat. Și apoi am ajuns muncitor calificat, m-am mutat în alt oraș.
După aia muncitor specializat, după aia am ajuns șef de echipă și aveam italieni care erau cu mult mai în vârstă ca și mine și eu eram șeful lor. Știți de ce? Că mi-am pus capul la contribuție și mâinile la muncă. Și Dumnezeu m-a binecuvântat, frate și surori. Aș putea să vă spun multe lucruri care le-a făcut Dumnezeu în viața mea și toate lucrurile s-au schimbat de când m-am întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine, familia mea. Dumnezeu mi-a dat o soție credincioasă. Dumnezeu mi-a dat 4 copilași și am putut să vedem mâna Domnului în viața mea. După ce eu m-am întors la Dumnezeu, după 19 zile, tatăl meu care i-am vorbit despre Dumnezeu împreună cu fratele meu, după 19 zile și-a luat hotărâre să se întoarcă la Dumnezeu. Și de ce? Pentru că ei au văzut minunea în casa lor, m-au văzut pe mine schimbat și au trecut doar 19 zile. Și tatăl meu s-a hotărât pentru Dumnezeu. Când am mers noi la el, locuia la țară undeva în județul Bihor și am plecat de la Oradea, tatăl meu era beat. Și am stat ore întregi cu el de vorbă și am vorbit despre Dumnezeu. Și în timpul cât am vorbit eu cu fratele meu cu el, n-am mai băut nimic și au trecut așa vreo 4 ore. Și la un moment dat mama noastră, care nu suporta să audă de pocăiți, s-a supărat și atâta ne-a spus: vă rog să-l lăsați în pace, să mergeți în casa cealaltă să vă culcați, lăsați-l acum să se culce. Mama era supărată că tot îi spuneam despre pocăință. Și tatăl meu în timpul acesta s-a trezit din beție și știți ce a spus? A zis: lăsați-o pe ea să stea aici, că eu vin cu voi să mai vorbim. Și a venit cu noi dincolo în casa cealaltă și am intrat în casa și fratele meu cum a intrat, i-a spus: tăticule, dacă vrei ca Domnul Iisus să schimbe viața, Domnul Iisus vrea să facă lucrul acesta în seara aceasta, deci vrei să te rogi cu noi? Și a zis: vreau să mă rog. Atunci ne plecăm pe genunchi și îl cerem pe Dumnezeu ca să se îndure de dumneata lui, să te ierte. Și ne-am plecat pe genunchi, ne-am rugat doar noi doi, el probabil s-a rugat în gândul lui, dar în noaptea aceea Dumnezeu a schimbat viața lui. Mama mea, după 3 luni și jumătate, Dumnezeu a cercetat-o și pe ea și și-a predat viața în mâna Domnului. Și apoi toți trei am îmbrăcat haine albe și am făcut legământ cu Domnul Iisus. Slăvi să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat, frați și surori. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să vă întărească și amin, să vă dea putere ca să-L slujiți pe Dumnezeu și noi toți împreună să-L slujim pe Dumnezeu. V-aș ruga la încheiere, când vă mai amintiți, mai rugați-vă și pentru fratele Cristi, ca Domnul să-i dea putere. Noi mai mergem prin închisori și, cum v-am spus, iarna, pentru mine, așa cum spune pocăiți în România, zice că iarna, zice, e vara sufletului. Pentru mine iarna e misiune și e o bucurie mare când pot să merg și Dumnezeu să mă ajute, să-mi dea putere. Dumnezeu a deschis ușile penitenciarilor și fac o paranteză aici și apoi închei, trebuie să și plecăm. Eram în Italia, locuiam în Italia și m-am rugat o dată Domnului și am și postit câteva zile și am zis: Doamne, te rog să deschizi ușile penitenciarilor, că eu vreau să merg să le spun la deținuți despre tine. Și frașe, soră, nu s-a deschis nicio ușă la niciun penitenciar în Italia, n-am reușit să ajung, dar Dumnezeu le-a deschis pe toate pentru mine în România și am cu frați cu care merg, diferite fundații, frați de prin biserici cu care colaborez eu și pe care îi sun și când programez și acum merg la 5 închisori, am mai fost la 5 săptămâna cealaltă și în ianuarie iar mă întorc și lăudat să fie Domnul pentru toate. Și Dumnezeu a deschis ușile penitenciarilor și mă bucur că mă pot duce. Și rugați-vă și pentru mine, că am nevoie de rugăciune. Diavolul se luptă să pună pedici, dar cred că Dumnezeu va da biruință și Dumnezeu să fie lăudat pentru toate. Toată slava să fie a Domnului, nu a noastră. Noi nu avem nevoie de slavă, noi avem nevoie de mântuire, frați și surori. Noi avem nevoie de mântuirea care ne-o dă Domnul Iisus și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Ce frumos! Îngerii cântă nevoioși, floarea Salemului iubită, de tine raiul se bucură. Floarea Salemului iubită, de tine raiul se bucură. Sfântă mărire, Hristos, Sfântă iubire, cât de frumos sunteți la adevăr, un fiu născut al lui Dumnezeu. Iată-o
Ce frumos vine a străluci, mărire Domnul pe pământ, mărire azi Dumnezeului, pace între oameni pământului. Nu te îndoi și crede, oricât de grea-i durerea, căci Domnul te mai poate vindeca. La El este puterea, la El e mângâierea, El știe cât de grea e boala ta. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere în jertfa din calvar, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar, e putere din jertfa din calvar. Iisus la scăldătoare a vindecat o locură, când nimeni nu-i venea în ajutor. Și azi are putere și azi vindecatul a cerut ce dat lumină orbilor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din calvar, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din calvar. A vindecat leproșii, chiar și demonizații, El a dus salvare tuturor. Să ne uităm cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. E putere, putere, e numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din calvar, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere jertfa din calvar. Nu te îndoi, ci crede, căci Domnul se îndură, prin sângele cel sfânt ai fost spălat. Adu-ți aminte astăzi de ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. E putere, putere în numele Iisus,
e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din calvar, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare-n dar, e putere în jertfa din calvar. Dumnezeu ne este adăpost, sprijinul și ajutorul nostru, care nu lipsește niciodată, în cazuri când se vei chema. Nu ne temem de s-ar clătina, mulți n-ar pământul de-ar crăpa, Marian val de răspumera, știm că Domnul e de partea mea. S-ar clătina, mulți n-ați pământul de-ar crăpa, Marian valul de-ar spulbera, știu că Domnul e de partea mea. Este un râu de care eu voi bea, el înveselește inima, râul plin de viață dătător, dând putere astăzi tuturor. Glasul lui răsună pe pământ, Domnul este astăzi cu cel sfânt, turnului de scăpare de voi, Dumnezeu este astăzi cu noi. Glasul lui răsună pe pământ, Domnul este astăzi cu cel sfânt, turnul de scăpare în nevoi, Dumnezeu este astăzi cu noi. Opriți-vă din mers și mințuiți, veniți la Domnul cât voi mai trăiți, lăsați pe Domnul dragostea s-o dea și ura din pieptul vostru s-o ia. Căci dragoste, iubire te aveți, în turnul de scăpare voi puteți, să stați gustând din harul minunat, chiar dacă trec pământul clăcânat. Căci dragoste, iubire te aveți, în turnul de scăpare voi puteți, dar tu stați din harul minunat, chiar dacă întreg pământul-i clătinat. Priviți lucrările lui Dumnezeu și uită-te cu grijă jurul tău, căci lumea aceasta trece prin nevoi, dar Dumnezeu să știți că e cu noi. De aceea astăzi nu te clătina, căci Dumnezeu revarsă dragostea în fiii lui ce sfinte de pe pământ și va răfi la glasul lui cel sfânt. De aceea astăzi nu te clătina, căci Dumnezeu revarsă dragostea în fiii lui ce sfinte de pe pământ și va răfi la glasul lui cel sfânt. Astăzi însă tata lui David vi s-a născut în Mântuitor care este Hristos Domnul. Dumnezeu înlocuie pe anate și pace peste noi între oameni plăcuți lui. Suntem și noi, o Tată Sfinte, nespusă ta iubire, ce se topează pe pământ, să aducă mântuire. Primește
înainte, fiindele cântări, ce aducem ați pe tine, ce adunem bine cuantări, din lăvele cenine. Într-un sat desemnat din Iudeea, într-o iesle din Betleem, s-a născut așteptatul Mesia, să-i cântăm cu îngerii în cor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, regea regilor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus, părăsiți turma voastră. Câmpie, alergați umiliți la El. El este singura bucurie pentru princi, pentru cerșetori. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, regea legilor. Cânt Osana, fericire, veniți bine, veniți la El, pace sfântă și multă bucurie, veți primi în inimi de la El. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, regea legilor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus. Umil te-ai coborât, Iisuse, în grajduri rece, în fân și paie, nu să lucire și palate sau haine scumpe nestemate. Tu blând gingaș plin de iubire, te-ai coborât ca o minune, te-ai născut umil la iesle, ne-ai mărginit cu înțelepciune. Ai fost atât de blând, Iisuse, bogat în har și în iubire, și tot venim la iesle, Doamne, ca a noastră inimă și uimire. Și cu mași și cu păstori, cu cor de îngeri și copii, îl lăudăm pe anul Mesia, ce născut din veșnicii. Doamne, ai tale cuvinte care le-ai zis mai înainte, să împlinim precum le scrie Moise în cartea întâie, o minune, să împlinim precum le scrie Moise în cartea întâie, o minune.
Slava Domnului! E bucurie! Copii, părinți și vășniți la oaltă. Ne-am adunat cu toți la părtășie să ne amintim de ziua minunată. Noi vă vom spune azi cum Iisus Domnul s-a coborât în chip umil la noi, a suferit simțind la fel cu omul, sărac, îndurerat și nevoi. Trăia în Nazaret, în Galilea, printre fecioare una prea frumoasă, acea ființă se numea Maria și ea era de Dumnezeu aleasă. Era logonica unui june, neprihăniței tânăr și frumos, era întâmplar, cum Biblia ne spune, și pentru Domnul Sfânt, om credincios. Ea a fost înștiințată de un înger, că din Duhul Sfânt va naște un fiu pe nume Emanuel, care va fi Mântuitor. Se duse mai târziu în drumeție cu Iosif, ce o îngrija cu sfânt respect, mergea la Betleem să se înscrie, urmând al lui Cezar August Păruncă. Călătorirea ostenit spre locul unde a copilărit Iosif umil și în cetate îi venise timpul Mariei ca să nască pe copil. Atunci se împlinise o profeție. Tu, Betleeme, nu ești neînsemnat, căci vei aduce lumii bucurie, un domnitor al păcii împărat. Păstorilor în câmpie, îngerul le vorbi, să nu vă temeți, căci va duce din cer o bună veste. Azi în Iudeia, în fașă, stă în Iesle, un prunce din Fecioară Sfântă este. Cântă apoi cu glasul corul sfânt, mărire slavă în cerul înalte lui Dumnezeu și pace pe pământ între cei cu sufletele calde. Păstorii au pornit apoi spre locul care ducea la staulul vestit și fei care vrut să vadă pruncul, ce s-a născut și cerul l-a înveselit. Ajunseră grăbiți la iesle, îngenunchiți, smeriți rostirea, o scump copile, Dumnezeu e în tine, dar tu, odrasle, ești în Dumnezeu. Viața știm că de la tine vine și că ai venit să ștergi a nostru rău. Dorim și noi, cu mic și mare, să îngenunchiem și noi smeriți, aducând a noastră inimi celui ce în iesle s-a născut, strigând cu toți de bucurie, Domnul Iisus s-a născut! În Betleem azi, în Betleem azi e o mare minune. În Betleem azi, în Betleem azi e o mare minune. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesle înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesle înconjoară, mari minuni se întâmplară. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, să-i cânte împreună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, să-i cânte împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesle înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesle înconjoară, mari minuni se întâmplară. Toți să-i dăm loc, dar toți să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Toți să-i dăm loc, dar toți să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă,
gingaș de zăpadă, iar cete de colindători s-au adunat sub geam în stradă, cântând voioși, cântând voioși, surâzători, cântând voioși, surâzători. I-am auzit de atâtea ori și-ntotdeauna sunt voioși de o senină bucurie. Din casă în casă ei vestesc că ce-a născut Sfânta Maria un copilaș, un copilaș. Dumnezeiesc un copilaș, dumnezeiesc. În peștera păstorilor și-n ieslea dobitoacelor lipsii de cinste și mărire, el a venit din cer de sus să-l scape din întunecime pe bietul om, pe bietul om, cel păcătos, pe bietul om, cel păcătos. Creștini, deschideți inima și iese fața astăzi din ea ca să se nască în ea Mesia. Cântați și voi colindul sfânt ca să se întindă bucuria din cer de sus, din cer de sus, până la pământ, din cer de sus, până la pământ. Amin. Din dragoste pentru pierduta omenire, tu, cel fără început, te-ai întrupat. Te-ai îmbrăcat în omenească fire și pentru noi ai fost făcut păcat. Ascultător de plin ai fost de Tatăl și ai împlinit în totul voia sa. Pe noi tu ne-ai iubit până la capăt, deși aceasta a însemnat o cruce grea. Noi nu ți-am înțeles a ta iubire și când aici, jos pe pământ, tu ai venit, fără a ne fi dat cumva de știre, doar într-o iesle prea săracă te-am primit. Maria a acceptat a fi aleasa care să nască fiul de Dumnezeu, dar înțelese prea curând că aceasta va fi o slavă care apasă greu. Iosif nu a înțeles de la început secretul acceptării prin credință, dar când îngerul l-a făcut de cunoscut, el s-a supus cu adâncă umilință. Crescut ai fost apoi în Nazaret, ascultător în totul de părinți. De fapt, tu erai preot și profet și rege peste ceata ta de sfinți. Să ne înveți iubirea ce mult te-ai umilit. Te-ai despărțit de Tatăl și slăvile cerești. În adâncă sărăcia ești tu ai trăit, ca inimile să ne cucerești. Iisus Mântuitorul, Mesia și Hristos, Emanuel din slavă, fii veșnic preamărit. Azi inimile noastre ți-aduc adânc prinos, căci pe pământ din dragoste ai venit. Amin. Mulțumim.
Numai Tu, o Doamne mare, numai Tu îmi e salvare. Când vin valuri și batare și furtuna-i tot mai mare, Tu, Iisus, îmi e scăpare. Când vin valuri și batare și furtuna-i tot mai mare, Tu, Iisus, îmi e scăpare. Numai Tu și în clipe grele mă ajuți și-mi dai putere. Numai Tu, Iisuse dulce, numai Tu m-a ajuns la cruce, zi de zi te o poduce. Numai Tu, Iisuse dulce, numai Tu m-a ajuns la cruce, zi de zi se o poduce. Mă mai duci în suferință, mă-ntărești și-mi dai credință. Că-i cutorul arde tare și când sunt în încercare, Tu, Iisus, îmi dai răbdare. Că-i cutorul arde tare și când sunt în încercare, Tu, Iisus, îmi dai răbdare. Doamne, Tu m-a ajuns la toate, la necazești ca un frate. Și-n belșug și-n strâmtorare, și la bine și la jale, ești cu mine pe cărare. Și-n belșug și-n strâmtorare, și la bine și la jale, ești cu mine pe cărare. Iar când lupta va fi gata și veni vei cu răsplata, vreau atunci spre zări senine să-mi iau zborul către Tine și să uit orice suspine. Vreau atunci spre zări senine să-mi iau zborul către Tine și să uit orice suspine. Păstorii în câmpoi le păzeau, lângă turma lor stăteau. Când deodată sus pe nor înger s-arătară-n cor, mare bucurie a fost și este, peste tot răsună sfânta veste. S-a născut Mesia, Salvator, Domnul domnilor. Mare bucurie a fost și este, peste tot răsună sfânta veste. S-a născut Mesia, Salvator, Domnul domnilor. Magii de la răsărit, în fața slavă au pornit. Pe Iisus l-au aflat, cu toții s-au închinat. Mare bucurie a fost și este, peste tot răsună sfânta veste. S-a născut Mesia, Salvator, Domnul domnilor. Mare bucurie a fost și este, peste tot răsună sfânta veste. S-a născut Mesia, Salvator, Domnul domnilor. De vrei și tu să te închin în fața pruncului divin, poți să faci chiar acum, te vine Sfântul
bucurăm de harul lui Dumnezeu, ne bucurăm că, așa cum spuneau și frații care au vorbit înainte, Dumnezeu până aici ne-a ajutat. Iată-ne vii, iată-ne poate mai puțin sănătoși sau mai mult, dar mulțumim lui Dumnezeu că și în această zi putem să ne bucurăm. Ne-a fost sprijin, ne-a fost adăpost și nu numai ne-a fost, cine și este și ne va fi până la capăt. De aceea să ne încredem în Domnul nostru Iisus Hristos, în Acel care a început în noi această lucrare bună, încă începând de la convertirea noastră, și El vrea să o și sfârșească. Amin. Și pentru aceasta are nevoie și de ceva din partea noastră, ca noi să fim statornici și să fim credincioși. Amin. Dumnezeu să fie lăudat! Amin. M-am bucurat foarte mult și de copiii pe care i-au văzut, ne-au încântat cu cântările lor și vedem, este foarte bine de mic copil să crești într-o adunare creștină, să crești spiritual, să-L ajungi să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. În familia mea, de multe ori, fetița mea îmi pune multe întrebări și sunt așa de bucuros că văd aceea frământare în inima ei de a cunoaște. Îmi pune întrebări dacă ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri, pune întrebări când va veni Domnul Iisus Hristos, dar de ce nu vine? Și eu mă bucur, știu că Dumnezeu este Cel care, prin cuvântul Lui, prin rugăciunile noastre, cercetează chiar și pe copii. Chiar și pe copii inocenți, Dumnezeu îi cercetează și Duhul Lui este la lucru. În cartea Ezechiel, dacă bine amintesc, în capitolul 35, spune acolo, cine va pune Duhul Domnului în copiii noștri? Dumnezeu este Cel care poate să-i cerceteze încă de mici și să pună Duhul Lui în ei și să-i conducă pe pământ, să-i ocrotească și să le dea har în viața pe care o au de trăit pe acest pământ. Dumnezeu și nouă ne dă har după har și vedem aceasta, poate în fiecare zi suntem tot mai conștienți de harul lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră și cu care Dumnezeu ne onorează. Este cinste pe care noi îl dăm lui Dumnezeu ca și Tată, dar și Dumnezeu, să știți, ne face multe favoruri, ne dă multă cinste, ne poartă de grijă și ne-a purtat și ne va purta până la sfârșit. Un singur lucru ne cere, să-i fim credincioși. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Da, în Isaia, în capitolul 7, versetul 14, o să citesc acest verset, Isaia, capitolul 7, versetul 14, unde spune, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, slavă Domnului! Cred că acesta este pentru mine un motiv foarte mare de bucurie, că Dumnezeu este cu noi. Dacă până aici stau în picioare, dacă până aici încă familia mea e credincioasă, dacă până aici încă pot să spun că Dumnezeu mi-a purtat de grijă și am ajuns până această zi, pot să spun că Dumnezeu a fost cu mine. Uitați aici, în această împrejurare în care prorocul Isaia spune acest verset, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva și ca să înțelegem mai bine, o să citesc de la versetul 1 până la versetul 14 și o să arăt vreo două, trei lucruri de aici, din acest pasaj. Să vedeți pe un Dumnezeu, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care îi pasă de poporul Lui, un Dumnezeu care îi pasă de cei tulburați și chiar în vremuri de tulburare, El este Dumnezeul care are vești bune pentru noi și a avut și pentru poporul Lui. Dacă ne uităm în capitolul 7, de la versetul 1, s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Uzia, împăratul lui Iuda, că Rezin, regele Siriei, cu Pehah, fiul lui Remalia, regele Israelului, au pornit la atac împotriva Ierusalimului, dar nu l-au putut cuceri. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii s-au aliat cu Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul i-a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ugorul înălbitorului. Spune-i, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rezin și Asiriei și din pricina fiului Remalia. Siria, împreună cu Efraim și cu fiul lui Remalia, au uneltit împotriva ta zicând, să ne suim împotriva lui Iuda, să cucerim cetatea, să o spargem și să punem rege în ea pe fiul lui Tabeel. Dar iată ce zice Domnul Dumnezeu.
Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc, căci capul Siriei este Damasc, iar capul Damascului este Rezin. Și de acum în 65 de ani și Efraim va fi sfârmat și va înceta să existe ca popor. Capul lui Efraim este Samaria, iar capul Samarei nu e decât fiul lui Remalia. Dacă nu credeți aceasta, nu veți rămâne în picioare. Atunci Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor de a mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Iubiții mei, când ne uităm în acest pasaj, sigur că privirile ni se îndreaptă în primul rând asupra câtorva lucruri care s-au întâmplat. Deci până când Dumnezeu le dă un semn și până când Dumnezeu le spune de o veste bună, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat, zice, că împăratul Ahaz și poporul a avut o asemenea frică, a avut o asemenea frică din pricina amenințărilor, încât așa de mult se temeau exact cum se clatină copacii când suflă vântul. Ce ziceți, dacă noi am trece printr-o astfel de stare sau avem așa o frică, mă gândesc cum am fi noi atunci? Și ce vedem aici este că Dumnezeu în purtarea Lui de grijă, în providența Lui, Dumnezeu este Cel care și în vremuri tulburi și în vremuri de mari deznădejdi are o veste bună. Pentru ei a avut o veste bună. A avut o veste bună. Și le-a spus aceasta. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este Cel care și în vremuri tulburi în viața noastră, El este Cel care ne aduce o veste bună. Numai să ne amintim doar, punem două puncte. Aici fiecare mai avea multe de spus. Să ne gândim doar în vremurile tulburi, în vremurile confuzii, în vremurile în care nu știam ce să facem, Dumnezeu este Cel care pentru noi a avut o veste bună. Au fost momente tulburi în viața mea, când n-am avut nevoie de mai mult decât un frate care a pus mâna pe un telefon, care m-a sunat și doar m-a încurajat, doar m-a încredințat în harul lui Dumnezeu. Și atunci m-am bucurat și m-am ridicat. Apoi au fost momente spirituale grele în care Dumnezeu m-a ajutat. Uitați, aici Dumnezeu a avut o veste bună. Dumnezeu i-a spus lui Ahaz să nu se teamă. Să nu se teamă. Dar vestea cea mai bună este pe care a făcut-o Domnul prin profetul Isaia, care a prevestit și a zis: Domnul însuși vă va da un semn. Deci ei nu vroiau să creadă ceea ce Dumnezeu le-a spus. Și atunci a zis: dacă voi n-ați vrut să cereți un semn, măcar că Domnul le spusese lucrul acesta, spunea: voi nu destul că obosiți răbdarea oamenilor. Profetul, din pricina necredinței care era în popor, nu mai avea răbdare. Și astăzi sunt unii oameni care din pricina, chiar credincioși din biserică, din pricina că sunt unii care nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu în adevăr, nu-L iubesc pe Hristos, nu vor să-L cunoască personal, ci numai să-L audă despre El din auzite, își pierd răbdarea. Să nu spuneți că nu sunt, nu vorbim de alții, că noi suntem aici și suntem înaintea cuvântului Dumnezeu. Și își pierd răbdarea și zic: Doamne, uite, oamenii ăștia nu pot să-i înțeleg. Pe frații mei, pe surorile mele, nu pot să le înțeleg. Tu poți să le înțelegi. Frații mei, noi nu vorbim de cei din afară, noi vorbim de oameni la care de multe ori ne stă praful pe Scripturi. Și mulți vorbesc ceea ce nu știu și mulți vorbesc cuvinte fără de rost. Vorbesc ceea ce nu cunosc. Noi vorbim aici de oameni care ar trebui să fim adânciți în Scripturi, adânciți în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi vorbim aici de oameni care ar trebui să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Noi zicem că l-avem pe Iisus Hristos, dar îmi pun întrebarea: venim la cruce în fiecare zi? Venim la cruce? Ce învățăm noi la crucea Domnului Iisus Hristos? Asta e problema. De ce nu este har în adunare? Păi dacă nu este nodăița mea și nodăița ta, ce vrei aici, să se umple de slava lui Dumnezeu? Asta vrem. Ca după aia să mergem iarăși să trăim tot cum ne place nouă? Vedem aici pe profetul Isaia, care zice: nu unde a ajuns. Că voi încercați răbdarea oamenilor, de o mai puneți la încercare și pe a lui Dumnezeu? Dumnezeu să se îndure de noi.
Căci dacă vrem harul în adunare, să știți că harul aducem noi. Și depinde din ce perspectivă citim Scriptura. O citim devoțional ca să învăț cadențele, ca să învăț greșelile, sau o citesc ca să-i judec, ca să-i condamn pe alții, ca să nu le dau nicio șansă, ca să tai, ca să rănesc, dar balsam nimic. Degeaba venim aici și vrem să vedem puterea și vrem să se coboare slava lui Dumnezeu. E bine, frații mei, până când să venim aici, noi trebuie să avem părtășie cu Dumnezeu în odăița noastră. Pentru că aici, dacă ai zice, mărturisește-ți păcatele, nu poți tu unele lucruri, nici eu poate, nu pot să le spun ceea ce aș putea să-i zic Domnului în odăițe. Bine, ca problemele mele să fie rezolvate, am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și știm că în odăiță poți să-i spui lui Dumnezeu lucruri, cum zicea un predicator, nu vă spun numele, zice, voi nu o să auziți niciodată în vreo predică ceea ce eu stau de vorbă cu Dumnezeu în odăița mea și ce-i spun. Noi avem nevoie, frații mei, să ne plecăm pe genunchi în odăița noastră. Acolo să-i spunem lui Dumnezeu mulțumirea, nemulțumirea, acolo să-i spunem bucuria, să-i spunem întristarea, să-i spunem necazul, să-i spunem, Doamne, sunt bucuros că aici mi-ai dat biruință, sunt bucuros că aici m-ai ajutat, dar aici, Doamne, am scadențe și aici am nevoie să mă ajuți. Să nu zicem și noi, frații mei, cum s-a zis în vechime, zicea, legea lui Dumnezeu este chiar în inima ta, spunea Domnul poporului Israel într-o vreme, într-una din primele 5 cărți. Zice, să nu spui cine se va urca sus în cer sau cine va merge pe ape, s-o aducă din mare sau nu știu de unde s-o aducă. Legile lui Dumnezeu sunt în inima noastră, dar contează dacă vrem să ascultăm de ele. Dumnezeu este Cel care are vești pentru noi, vești bune chiar și în vremuri tulburi. Sunt momente în viața mea când, ca și oricare dintre voi, dacă suntem sinceri și suntem serioși, avem tulburări. De multe ori n-avem pace și liniște mentală. N-avem pace în inimă. N-avem pace în familie. Și Dumnezeu este Cel care chiar atunci te uimește și îți dă o inspirație. Dumnezeu este Cel care te ridică din starea aceea. Îți dă o inspirație, îți dă un cuvânt de încurajare, îți dă un cuvânt care te schimbă imediat. Și începi să vergi lacrimi și începi să te bucuri. Haideți să fim și noi oameni care să avem vești bune pentru cei care sunt tulburi unii pentru alții. Ce ziceți? Amin. Pentru că tulburările sunt multe, sunt de multe feluri. Sunt de multe feluri. Și în principii noi suntem, unii avem principii clare, alții nu avem așa de clare, alții încă nici nu știm ce se înțelege prin principiile lui Dumnezeu. Sau care e diferența dintre un principiu și o credințare. Să mergi, acum spun lucrul ăsta pentru că așa sunt și convins. Și dacă greșesc, mă veți corecta, dar trebuie să argumentăm. Dacă mergi la o zi de naștere și motivația ta este să-L mărturisești pe Iisus Hristos, du-te! Nu căuta să sari, nu căuta să faci ceea ce faci cu ei, informează-te ce se va face. Dar dacă este cât de cât în condiții normale și ești tare și motivația ta este să-L mărturisești pe Hristos, du-te! Noi de multe ori predicăm un Iisus Hristos care nu stă cu vameșii, nu stă cu bețivii, nu stă cu curvarii, El nu stă cu prostituatele, nu stă de vorbă cu omosexuale. Dar cine să le ducă Evanghelia, frații mei? N-am o chemare specială chiar? Păi nu Domnul a dat bisericii chemarea de a se duce să le ducă vestea bună? De a-L duce pe Iisus Hristos? Mie mi s-a dat ocazia aceasta să merg într-un loc în care cred că aproape toți n-ați merge. Și m-am gândit dinainte și m-am rugat. Și am zis, am să vin, vreau să mă rog și am anumite lucruri care vreau să le fac. Și am mers și știți ce s-a întâmplat? A zis o femeie, păi fratele meu este baptist. Apoi, stai, zice că eu cunosc cuvântul Domnului, eu am fost în adunare. Și atunci am căutat să o încurajez. N-am căutat să fac altceva decât să-L prezint pe Iisus Hristos și lucrarea Lui. Iisus Hristos s-a născut în lumea noastră. Pentru noi a venit pe pământ și pentru noi s-a născut. Iisus Hristos a lucrat, a chemat 12 apostoli. Apoi vorbim de patimile Domnului Iisus Hristos, de suferința Lui. Vorbim de crucificarea Domnului Iisus Hristos. Vorbim de îngroparea Domnului Iisus, de învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Bine, frații mei, la toți aceștia care stulbur și zac în întuneric, pe care noi îi judecăm, vă spun, dacă nu ne pocăim, la un loc mergem cu ei. Credeți lucrul ăsta? Dacă nu ne schimbăm atitudinea și nu mergem la ei să-L ducem pe Iisus Hristos, mergem unde vor merge și ei.
Știți de ce? Pentru că nu ne pasă și îi judecăm. Luăm locul lui Dumnezeu de multe ori și îi judecăm. Păi e bețiv. Noi spunem, îi curvar, îi prostituată, îi hoț, îi mincinos. Păi acum doarme pe drumuri. Nu spune că n-ai avut gândul ăsta, că mă știu pe mine. Când m-am uitat în Scripturi și mi-am văzut starea, am zis, Doamne, dă-mi har. Că am nevoie, așa cum predica fratele Florin. Doamne, dă-mi har să nu iubesc sistemul, dar să iubesc pe ei. Când m-am uitat adânc la urmașii noștri, frații mei, cum vorbeau din inimă, așa după cât ei puteau și slujeau, și vorbesc de Traian Dors, de fratele Richard Vulbran, de fratele Nicolae Moldoveanu și de mulți, mulți și alții care poate nici numele nu li se află vreodată, de mulți dintre noi. Și ei au fost oamenii care întotdeauna i-au căutat pe cei pierduți. S-au uitat cu milă, au venit în fiecare zi la cruce. Scriptura spune să-i urmați pe înaintașii voștri. Urmăriți-le felul lor de viețuire. Oameni care simțeau cu inima, oameni care în fiecare zi se plecau la crucea Domnului Iisus Hristos și care erau gata totdeauna să salveze. Să salveze, nu să trădeze. Să salveze pe cineva. Eu îmi pun întrebarea și îți pui și tu întrebarea, este retorică. Pe câți i-am ajutat eu în anul acesta? Pe câți i-am ajutat eu care sunt căzuți? Păi nu mă duc, dar e treaba cu treaba cui? Treaba cui? Noi trebuie să fim vehiculul pe care Domnul Iisus Hristos să-l folosească. De fapt, și să ne ducă acolo la ei ca să-i ridicăm din stările lor căzute. Noi trebuie să fim cei care să ducem vestea bună celor care zac în întuneric și în mocirea de păcat, amintindu-ne chiar astăzi că și noi am fost ca ei. E adevărat, noi nu sărbătorim Crăciunul. M-am uitat să văd de unde provine, nici nu pot să înțeleg bine, destul de clar. Noi sărbătorim pe Iisus Hristos, dar haideți nu numai să sărbătorim și să ne bucurăm aici o oră sau două, ci să fim oameni care să ne rugăm și care să-i căutăm pe oamenii care sunt pierduți. De exemplu, să știți, dacă aș stăpâni destul de bine germana, mai mult mi-ar conveni să-L predic pe Iisus Hristos în Westbahnhof miercuri, de la 7 la 9, decât să vin aici. Că știți ce fac? Tot aici și vin tot aici. Și uit pe cei care sunt pierduți. Glasul nostru, frații mei, trebuie să fie auzit de cei care sunt nemântuiți. De cei care sunt în întuneric. Ei trebuie să audă vestea bună. Iisus Hristos a zis, Tată, eu am venit ca să fac voia Ta. În sulul cărții este scris despre mine. Noi voia cui trebuie să o facem? Voia lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu și-a făcut voia Lui. Noi de multe ori ne facem voile noastre. Avem nevoie în ziua asta, nu altceva aduc mesajul, frații mei, decât să ne pocăim. Am pregătit altceva. Dar inima îmi spunea că este nevoie ca să ne pocăim și să venim la crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că știți ce facem? Ne obligăm copiii să vină la biserică și când cresc mai mari, știți ce se întâmplă? Nu mai aleg biserica. Și după 14 ani, după 13-14 ani, n-avem decât să ne pocăim și să ne pară rău. Noi nu trebuie să-i forțăm, trebuie mult mai mult să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm și să le aducem la cunoștință că noi suntem al lui Dumnezeu, că facem parte din poporul lui Dumnezeu și că noi avem un Dumnezeu căruia îi slujim și nu le cerem nici lor altceva, ci doar să slujească pe Dumnezeu. Avem nevoie, frații mei, să ne plecăm la crucea Domnului Iisus Hristos, căci numai acolo putem să învățăm. Numai de la Domnul putem să învățăm cum să vorbim, cum să umblăm, cum să trăim, cum să petrecem în fiecare zi timpul care Dumnezeu ne-l acordă, să-L prețuim și să-L folosim cât mai bine posibil. Avem nevoie să ne venim la crucea Domnului Iisus Hristos. Să știți că înaintașii noștri, dacă Dumnezeu i-a folosit cu mare putere, și astăzi noi, dacă pot să zic cuvântul ăsta, profităm foarte mult de poeziile fratelui Traian Dors, de cântările lui, de meditațiile lui, de ale fratelui Richard Vulbran. Și căutăm și învățăm. Ne-au lăsat, să zic așa, o bogăție spirituală prin viața lor, prin mărturia lor, prin tot ceea ce Dumnezeu le-a dat lor. Dar mă gândesc eu, noi în urma noastră ce lăsăm? Lăsăm ceva? Lăsăm ceva și pentru alții? Încă înainte de moartea fratelui Traian Dors, printr-o traducere cu ceva frați care au venit și din afară, i-a pus să întrebe ce se întâmplă acolo și a spus, uite așa și așa și așa, le-a spus o grămadă de lucruri, dar printre care le-a spus și asta. Atunci când te afli în prigoană, când te afli în prigoană, primești o putere care nici nu te-ai gândit. Parcă aproape că nici nu simți ceea ce se întâmplă atunci. Și zice, spun lucrurile acestea că dacă va veni vreodată să fie de ajutor, să fie de folos celor care vor trece pe acolo, dacă vor trebui să treacă.
Iubiții mei, noi trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. Să știți că foarte mult ne-am încadrat în sistemul, să zic așa, lumii. De exemplu, caută mașini cele mai bune, cei din lume căutăm și noi. Este bine să ai o mașină, dar nu știu dacă cea mai scumpă. Caută lux, îl căutăm și noi. Caută să aibă ultimă, să zic așa, ultimele telefoane care au ieșit. iPhone-uri, iPad-uri, nici nu știu cum le zice exact. Le căutăm și noi. Cei din lume caută cel mai mare lux, îl căutăm și noi. Au plăcerile lor, aproape că le avem și noi. Și eu mă întreb, ce a schimbat Iisus Hristos în noi, de-a lungul anilor? Mă schimbă Domnul pe mine? Te schimbă Domnul pe tine? Te-a schimbat? Poți să spui asta, dacă putem, slavă lui Dumnezeu, dacă nu, să ne plecăm înaintea Lui și să ne smerim. El este Cel care ne dă har. Doar prin har și doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, viața noastră poate să capete un sens care Dumnezeu vrea să-l capete. El este Cel care e gata să ne dea o nădejde și un viitor. Pace și bună învoire pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Așa să fie. Aseară, în vreme ce, să zic așa, duceam o luptă oarecum a credinței, pe care poate unii o ducem, poate alții nu. Dacă o ducem, ferice de noi. Suntem fericiți că suntem vii. Încă suntem vii pentru Dumnezeu și mai tânjim după ceva mai mult. Și în timpul ăsta am primit așa o inspirație pe care vă spun. Soț și soție, dacă în viața asta nu cauți să te iubești, așa a fost inspirația. Nu cauți să trăiești unul pentru altul, cu lepădare de sine. Nu cauți să rapți pe celălalt. Nu cauți să-i fii de ajutor în vremuri mai grele, are probleme, poate la muncă, poate într-un fel sau în alt fel. O a doua viață nu o primești. O primesc? Nu o primesc. Nu primești a doua viață, ca să mai faci ceea ce ai pierdut. Haideți să ne plecăm la cruce. Apoi un alt cuvânt care Domnul mi l-a dat de inspirație este: dacă nu citim Scriptura dintr-o perspectivă personală și nu ne vedem scadențele când citim Biblia, ci vedem doar ale altora, este iarăși o mare problemă. Înseamnă că noi citim Biblia pentru alții, nu pentru noi. Noi trebuie să citim Biblia, Scriptura, în primul rând pentru noi și să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu și Biserica trebuie să fie ca o familie. Și familia trebuie, creștină trebuie să fie cum este Biserica. Și mă întreb, este lucrul acesta? Cea mai mare dragoste și cea mai grea pentru creștini, știți care este? Să iubim cu adevărul. Asta este cel mai mult. Asta este cea mai mare dragoste. Toți sunteți conștienți și eu sunt conștient de o grămadă de prietenii pe care nu le mai am. Știți de ce? Pentru că pe unii i-am iubit cu adevărul și spunându-le adevărul s-au jignit. S-au simțit jenați și nu le-a mai convenit. Și atunci am zis, nu mai vreau să merg cu tine. Bine, frații mei, nu trebuie să rămânem totuși frați și să ne iubim cu adevărul, să ne spunem adevărul din inimă unul altuia. De exemplu, noi ca biserică, așa cum în familie, suntem datori să trăim soț și soție în pace și într-o bună înțelegere și plăcută părtășie. Așa trebuie să trăim și în biserică. Și mă întreb, este pace între noi? Amin? Este și este nevoie să avem mai multă. Este înțelegere, este dragoste. Nu mai avem a doua viață ca să ne iubim unii pe alții. Avem doar o singură viață. O singură dată ne este dată să o trăim pe pământ. Contează foarte mult cum o trăim. Zic așa ca și îndemn, haideți să o trăim în pace și să o trăim în dragoste. Haideți să nu ne jenăm dacă cineva ne spune undeva că am greșit. Să avem gândul ăla de pocăință. Că altfel știți ce se întâmplă? Mă jenezi și nu de aia, dar îi dăunează foarte mult. Pentru că atunci când te jenezi și n-accepți adevărul pe care ți-l spune și ți-l argumentează, frate, știi ce se întâmplă? Îți cauți susținători care să te susțină. Și în lucrurile în care ar trebui de fapt să te schimb sau să mă schimb, caut oameni care să-mi fie pârghii și care să vadă numai cum vreau eu. Dar nu înseamnă că eu văd cel mai bine. Eu am nevoie ca să accept că mă iubește cineva cu adevărul, cel puțin să-mi pun întrebarea, mă, este adevărat ce spune? De multe ori Dumnezeu spune multe lucruri și de aici, din locul acesta unde frații ne slujesc, prin cântare, prin poezie, prin îndemnare, prin predică. Și eu mă întreb, sunt gata să mă schimb? Sunt gata să ascult de Dumnezeu? Sunt gata să-L predic pe Domnul Iisus Hristos? Sunt gata să duc o veste bună celor care sunt tulburați, celor care zacă în întuneric? De exemplu, un gând la care m-am gândit cu oameni bețivi, am mai stat de vorbă și le-am spus de Evanghelie.
cu alții care sunt așa mai nervoși și cu ei am stat de vorbă. Dar încă n-am stat de vorbă cu drogați și mă gândesc, oare cum o fi? Ți-ai pus vreodată gândul ăsta? Să stau de vorbă cu un drogat. Tu îl judeci și eu îl judec, da? Dar de ce? De ce? Îmi pun întrebarea la care tu îți vei răspunde, da? Eu mie mi-am răspuns și îmi caut și acum încă răspuns. Știți care e ăla? Să mă pocăiesc. Cu ce ești tu mai bun ca el? Cu ce ai fost tu mai bun că te-a ales Dumnezeu sau am fost eu? Decât un drogat, unul care își bagă chimicale, care își bagă injecții. Cu ce am fost eu mai bun ca el? Este mila și harul lui Dumnezeu care m-a chemat și m-a ales. Este îndurarea lui Dumnezeu. Și îmi pun întrebarea, dacă eu îi judec, ce zice Dumnezeu despre mine în momentul ăla? Dacă eu n-am mers să-i zic, mă, și tu poți fi salvat, măcar atât, și îl judec, îi mulțumi Dumnezeu atunci de mine sau de tine? Frații mei, cei care încă nu sunt mântuiți și nu sunt convertiți, ei au nevoie de Dumnezeu. Amin. Dar Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și vestea cea bună trebuie să o ducă cineva. Ei au nevoie ca noi să-L ducem pe Domnul Iisus Hristos, să-L proclamăm și ei să audă de vestea bună. Că Iisus Hristos este Cel care mântuie. Iisus Hristos este Cel care mântuiește, salvează de sub puterea păcatului, de sub prezența păcatului. Iisus Hristos este Cel care mântuiește și salvează. El a fost destinat ca să mântuie și să salveze. Dumnezeu pe noi ne-a chemat totuși ca să mântuim pe unii și să salvăm cât putem. Întrebarea este dacă facem tot cât putem. Să știți că putem multe. Chiar dacă credem că suntem slabi, ne trebuie doar credință, doar lepădare de noi înșine și să ne punem inima și gândul vieții în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Domnul să fie lăudat și știu că predica n-a fost foarte bine din punct de vedere homiletic, nici hermeneutic, nici intelectual, dar v-am spus lucruri de care sunt convins în inima mea. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea pacea și să trăim în pace unii cu alții și în familie și să ne iubim și în biserică. De ce? Pentru că nu mai avem o a doua viață ca să recuperăm. Haideți să nu pierdem și cât a mai rămas. Să fim gravnici. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Câteva cuvinte aș avea, timpul deja merge prea repede, nu sunt cu noi. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Aș vrea să rămân la gândul acesta pentru că a fost amintit în această dimineață despre buna vestire, buna veste, buna vestire și mai, cât despre buna vestire mai puțin uneori se vorbește, suntem uneori poate un pic mai încurcați așa, că acum se apropie timpul ăsta, să zic așa, de încheierea anului și sărbătorile acestea care oamenii pregătesc, cum le pregătesc, însă aș vrea să vă spun mai întâi un lucru pentru noi, frați și sărori. Noi vedem în Sfânta Scriptură niște lucruri că însuși Domnul nostru Iisus Hristos a fost un adept a meselor, a fost sau n-a fost? A meselor de bucurie. A fost Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus a iubit totdeauna lucrurile acestea. Totdeauna i-a dorit aproape, i-a dorit să fie strânși, așa? I-a dorit să fie, vedem aici, merge în casa lui Simeon. La ce merge în casa lui Simeon? La un ospăț, așa? Vedem mai departe, merge Domnul Iisus la nuntă. Merge Domnul Iisus la nuntă. Merge la nuntă Domnul Iisus acolo. La nuntă așa, din Cana Galilei, acolo, vedem acolo. Și mai vedem foarte interesant. Dacă citim Evanghelia după Ioan, în capitolul 7 acolo, spune că Domnul Iisus Hristos a mers la praznic. Știți ce e la praznic? Nu știu dacă știți ce înseamnă praznic. O sărbătoare și la praznic acolo mâncau și ce făceau? Mâncau și beiau. Asta era praznic. Domnul Iisus îl vedem la praznic. Acolo în Ioan, capitolul 7, dacă vreți, citiți. Și spune, era ziua cea mare. A cui e? A praznicului. Și Domnul Iisus Hristos a stat în picioare și a strigat. Acolo la praznic. Cine însătează, să vină la mine și să bea. Cine va bea, spune, din apa aceasta, spune, zici, va face în el cum? Se va transforma într-un izvor care va curge. Noi uneori căutăm... Aș vrea să spun sărbătoarea aceasta, sau mai bine zis, buna aceasta vestire.
Noi ne bucurăm de buna asta vestire, de nașterea, ne bucurăm, fraților. Avem o bucurie în suflet, ne aducem aminte cu drag așa de toate ce s-au întâmplat. Așa, frate, ne aducem aminte cu drag. Facem noi din sărbătoarea aceasta, zicem așa, sărbătoarea aceasta, ceva care să ne placă așa foarte mult nouă. Este, o iubim? O iubim? Ar vrea să spun că dacă, uitați-vă dumneavoastră că Iuleam toată mai spune lucrul acesta aici, vă amintește, sora cu tare a rămas sărcinată, dorește fratele de acolo, dorește un copil, așa de mult. Și vreau să spun, atunci când este vestea aceasta că cineva a rămas însărcinată, este bucurie, frate și soror. Uneori e bucurie, uneori nu e bucurie, nu e bucurie, nu totdeauna e bucurie. Dacă ai de așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și așa mai vine și a 9-lea, mai vine și a 10-lea, nu mai este bucurie. Eu vă spun despre mine, că eu am 9 copii și la știu când tot veneau, soția era cu probleme, cu bolnavă, și când, de așa, după ce știți că a ridicat-o Dumnezeu, v-am spus, v-am mărturisit, după ce a ridicat-o Dumnezeu, ne-a mai dat încă 4. Doctorul spunea, programează 2 să mai ai, barmi 2, că o stărești mai mulți ani. Da. Au venit 4. Noi n-am programat, noi ne-am temut de Dumnezeu. Asta a fost tot secretul, ne-am temut de Dumnezeu. Și a zis, cine știe cel mai bine? Cât trebuie să vină și cât nu trebuie să vină? Știe el, nu așa? Și am văzut mâna lui Dumnezeu în casa mea, am văzut minunile lui Dumnezeu în casa mea. Noi niciodată n-am avut problemă. Ne-am gândit la lucrurile, nici nu ne-am gândit la lucrurile acestea. Pentru că, dragii mei, iubiți mei, fragii sărori, chemarea aceasta care noi avem, chemarea aceasta noi care avem, așa spune cuvântul Domnului aici, noi avem o chemare, avem așa, avem o chemare, frați sfinți, care aveți parte de chemare cerească. Noi când suntem, uitați-vă lucrurile care caracterizează pe acel om, știm prea bine, Corneliu, acel sutaș care nu era evreu, ce îl caracterizează pe el? Frații noștri care ies la aici la altar, țărmani, încep să lupte și caută să ne motiveze și caută să ne aducă argumente și caută tot felul de lucruri. Eu aș vrea să vă spun un singur lucru, frații și sărori. Celor caracterizat pe Cornel, de Dumnezeu l-a ales și prin Cornel trimis îngerul la Cornel. Ce a avut Cornel acesta? Prima dată s-a temut de Dumnezeu. Primul lucru s-a temut de Dumnezeu. Eu vreau să spun, este în inima ta frică de Dumnezeu. Nu trebuie să-ți fii frică de păstor, de fii frică de diacon, de comitet, că te pun deoparte, că nu știu ce. Nu! Ai frică de Dumnezeu? Faci toate lucrurile în frică de Dumnezeu? Și atunci când nu te vede nimeni, tot cu frică de Dumnezeu ești? Că de ochii Lui nu ne putem ascunde. Spune-ți, zice, că noi nu putem ne ascunde ochii Lui. Davidul la un moment dat spune acolo, dacă voi duce să locuiesc la marginea mării, dacă voi coborâ în locuința morților, dacă voi lua aripile zorilor, și acolo, unde mă voi duce? Departe de fața ta, unde poți ascunde Dumnezeu? Nicăieri, frate și sorori. Vreau să spun singur lucru, trăim noi așa, avem noi în noi frica aceasta de Dumnezeu. Trăim noi niște oameni cu frică și atunci când lucrăm, și atunci când trebuie să lucrezi undeva, nu să te uiți de ochii șefului. Mă, nu mă mai vede șeful, acum stau aici așa, o oră, două, mă duc mai iau două, trei cafele, stau aici și... facem noi toate lucrurile de înainte al Dumnezeu. Pavel spune să trăim și să lucrăm cum? Așa? Și mai spune ceva. Ca niște oameni care vor fi judecați de o lege a slobozenii. Frați, toate lucrurile să le facem. Frați și surori, și eu am greșit de multe ori. Și eu mă uit în urmă și multe ori am greșit. Mai că aminte. Dar vreau să spun lucru. Facem noi toate lucrurile care înainte al Dumnezeu. Avem frică de Dumnezeu. Avem frază frică de Dumnezeu. Dar ispititorul pe urmele noastre, diavolul ne urmărește și ne ispitește la orice pas. Ca să facem și noi ce fac cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Dar noi cunoaștem pe Dumnezeu. Și pentru că cunoaștem Dumnezeu, noi ne temem de Dumnezeu. Credem noi că Dumnezeu ne poartă de grijă. Credem, frați și sorori? Ne umpli nouă Dumnezeu camara cu bunătăți, ne umpli nouă Dumnezeu inima de bucurie. E așa, frați și sorori? Dar cum trebuie să slujim noi Domnul? Cum trebuie să ne dăruim noi Domnul cu toată inima? Și zic, Dumnezeu să ne pună pe inimă lucrul acesta. A doilea lucru care a caracterizat pe Cornel, spune că Cornel făcea multe milostenii.
Sutașul acesta, omul acesta, romanul acesta. Și știți prea bine, cred că am amintit și altă dată, cui făcea fraților milostenile Cornel? La soldați? La romani? Că el era comandat peste 100 de oameni. La oameni făcea el bine? Cui făcea Cornel? Fune multe milostenii. Cui le făcea? La evrei, fraților. Știți cine era evrei pentru Cornel, pentru romani? Știți ce reprezenta evrei pentru romani? Dușmani, fraților, dușmani erau. Evreii de care ar fi putut, i-ar fi fărâmat, i-ar făcut așa. Nu erau. Și a spune că a treilea lucru care îl făcea Cornel, suruga mult. Suruga Cornel la ceasul cui? La ceasul evreilor, rugăciunea evreilor. Suruga la ceasul al nouălea, îl găsim. Și ceasul al nouălea era ceasul rugăciunii care suruga. Spune acolo, sunt evrei, s-au rugat la ceasul acela, la ceasul al nouălea. Și Cornel, și atunci omul acesta trăia așa în viața. Eu vreau să spun, noi trăim așa, trăim așa, căutăm să trăim așa, căutăm să ne verificăm, căutăm să ne controlăm noi, căutăm noi să controlăm. Fără, eu am, spuneam și altă dată și cu cine am mai vorbit, măi frați și surori, măi dragii mei frați și surori, căutați de fiecare să vă controlați pe voi, căutați de vă cercetați pe voi, căutați dacă vreți, vă judecați pe voi. Ce cine se judecă pe el, nu așa? Nu va fi judecat de cine? De Dumnezeu, să judecă noi. Să ne judecăm singur noi înaintea lui Dumnezeu. Cum trăim, ce facem, cum lucrăm înaintea lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce aș vrea să spun în această dimineață, în câteva cuvinte, frați și surori, aici când vorbește în Evanghelia după Luca și în Matei, vorbește despre această bună vestire. Spune că la această bună vestire, spune că ei au cântat, au cântat. Au cântat, așa spune aici, și au cântat când s-a dus vestea aceasta. Evreii de cât timp așteptau această împlinire? Din profeți, din veche, când vestea, și vedem aici foarte interesant, că la un moment dat despre Mesia, despre venirea lui Mesia și de Mesia, vorbește din vechime, încă din vechime. Vă aduceți aminte? Cine a vorbit din vechime prima dată? Vă aduceți aminte? Cine a vorbit acolo din vechime prima dată? A vorbit acolo, vă aduceți aminte? Unul din cei trei, din cei trei părinți, Avram, Isaac și Iacov, care a vorbit dintre ei? Care a spus din Mesia? Iacov. Care a zis Iacov? A zis bine. Iacov. Iacov a zis. Atunci când binecuvintează pe copiii lui, spune lui Iuda, toiagul de cârmuire nu se va depărta dintre picioarele tale până va veni Shilo. Iacov spunea lui cuvintele, va veni Shilo, va veni Mesia. Iacov, din cele mai vremuri, i-au văzut toate aceste timpuri care au trecut și ani aceștia, l-au așteptat pe Mesia. Și vreau să spun, aici spune cuvântul Domn foarte frumos, eu mă bucur așa de mult, eram odată, soția a născut, nu mai știu care copil a născut, și eram pe malul mării, acolo la Constanța, aproape de cazinou, care poate ați văzut acolo cazinou vreodată la Constanța, și eram acolo și la un moment dat am zis, mă, era cam un pic timpul ăsta mai rău și mai frig, unde să mă duc, ce să fac, am văzut biserica acolo, am văzut biserica ortodoxă, era o biserică mare acolo, mă duc acolo, mă duc și eu în biserică acolo. Bineînțeles că popa deja m-a vizat când am văzut că am intrat acolo, m-a uitat la mine, toți făceau cruci acolo cu dizori, eu nu făceam nicio cruci, m-a uitat și eu la el acolo. Și eu deja am zis, mă, ce cu ăsta, deja ăsta e un om suspect, ce cu el, ăsta nu face cruci, după aia vrinte cu aghiazmă, ne-au dat cu apă, de aia știți dumneavoastră care ați fost la ortodox. Dar vreau să spun că acolo am ascultat că a fost sărbătoarea aceasta a bună vestire. Și mi-a rămas, a citit din Isaia. Și a citit din Noul Testament despre buna vestire și a predicat din cuvânt. A predicat foarte frumos, foarte frumos. Însă aici, buna vestire aceasta aduce o bucurie mare. Aduce o mare bucurie. Pentru ei, dacă vedem aici, spune, când a adus această veste, spune, îngerul i-a adus vestea aceasta lui Maria. Și când i-a adus această veste, Maria, ce a spus Maria? Facă-se după cuvintele tale. Iată roaba ta, așa? Facă-se după cuvintele tale. Și vedem, mai departe spune, că Maria a cântat. După aceea spune nașterea lui Ioan Botezătorul. La fel, după nașterea lui Ioan Botezătorul era mai mare cu cât timp ca Domnul Iisus? Cu 6 luni era mai mare ca Domnul Iisus. Și aici spune,
când a dus vestea aceasta că Elisabeta este însărcinată, spune cuvântul Domnului că Zaharia a cântat. A cântat când a auzit această veste. A cântat. Și vedem mai departe aici, când Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut, spune cuvântul Domnului aici, în ținuturile acelea, și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, e vorba de păstori. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru toți norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în iesle. Și deodată, împreună cu îngerii, și s-a unit o mulțime de oștiri cerești, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preasfinte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slăviți să fie Domnul! La nașterea Domnului Iisus a fost o mare bucurie. O mare bucurie pentru cerul întreg. O mare bucurie, s-au unit îngerii, s-au unit sfinți, s-au unit, pentru că o mare uștire, a fost o mare bucurie că s-a născut un mântuitor. Domnul Iisus să facă să avem și noi bucuria aceasta în inimă. Vă văd așa, eu vă văd de aici pe toți. Nu prea aveți așa bucurie în inimă. Nu știu, poate vă gândiți în altă parte, dar să ne gândim acolo. O mare bucurie. Ar vrea ca Dumnezeu să vă dea și ne dea și nouă această bucurie în inimă. Să avem această, căci vestea aceasta care li s-a adus lor, vestea aceasta ni s-a adus și nouă. Așa, frații și surori, vestea aceasta ni s-a adus lor și nouă. Dar spune cuvântul acolo, foarte trist, dar vestea aceasta care li s-a adus lor nu le-a folosit la nimica. De ce nu le-a folosit la nimic, fraților? Pentru că n-a găsit credință în ei. N-a găsit credință în ei. Ne rugăm noi pentru credință. Stăruim înaintea Domnului pentru credință. Doamne, binecuvintează-ne și dă-ne credința aceea care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Să avem acea credință neclintită în cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem din cuvântul Domnului, pentru că la vestea aceasta a nașterii Domnului Iisus, s-au bucurat îngerii, s-au bucurat, spune, păstorii, s-au bucurat așa mai departe la nașterea Domnului. Dar vreau să spun, când această veste a nașterii Domnului Iisus Hristos a ajuns la urechile împăratului și a ajuns la urechile dregătorilor, sfetnicilor lui și la, așa mai departe, mai marilor lui, dacă vreți, eu vă întreb, s-a bucurat frații surori? Acei trei magi, vin trei magi acolo la Ierusalim și acum acei trei magi s-au gândit că unii se poate naște un împărat. Nu se poate în altă parte decât în casa împăratului. Mergem la împărat, că acolo trebuie să găsim pe nou născut, nou împărat. Și când a auzit Irod vestea aceasta, s-a bucurat frații și surori. Vă ce s-a amintit Iisus? Ar vrea ca Dumnezeu să ne dea bucuria aceea care au avut-o îngerii, bucuria păstorilor, bucuria care au avut-o cei care au crezut aceste făgăduințe. Pune că Irod, când a auzit vestea aceasta, s-a tulburat. Și împreună cu el s-a tulburat cum? Tot Ierusalimul. Dar știți din Scripturi și cunoaște poate din istorie, istoria spune că acest Irod nu făcea parte din evrei, între evrei. E adevărat? E adevărat? Nu făcea parte dintre evrei. Dar vreau să spun, când vine magii și spune acolo la Irod, unde este nou împărat născut de curând, când noi vrem să ne închinăm înaintea lui și să aducem daruri. De ce Irod nu a spus altceva? De ce Irod imediat s-a gândit la Domnul nostru Hristos? Știi ce spune Iisus Irod? Care este vremea în care să nască Hristosul? Și au venit oameni, că aveau acolo tot fel de suluri de astea, erau niște oameni scusiți lângă el, care și-au spus că asta este vremea în care trebuie să nască. Asta este vremea. Și unde trebuie să nască? Eu spun și locul, știți, vă aduceți aminte, nu? Unde? În Betleemul din Iudeea. Și uite ce spune prorocul despre Betleem din Iudeea. Și aveam să vă spun, frați și sorori, că și vedem aici că chiar de la nașterea Domnului Iisus, a început o vrăjmășie împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. Însă slăvit să fie Domnul.
Că Dumnezeu care apără toate lucrurile, le are sub control, așa? Le are toate Domnul sub control. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu așa a programat toate lucrurile, Dumnezeu rânduie toate lucrurile. Și a zis când Domnul Iisus Hristos a fost păzit, a fost ferit de mâna lui Rod, așa? A fost dus în Egipt, că așa spune acolo. Îl voi chema pe fiul meu de unde? Din Egipt îl voi chema. E frumoasă sărbătoarea, frate și sorori? Zic, hai să sărbătorim și noi, nu? Dacă sărbători, nu sărbătorim cum sărbători sărmane alți oameni în felul lor, nu? Noi sărbătorim felul nostru, nu? Hai să cântăm pe slava Domnului, hai să ne bucurăm, hai să facem o masă, facem o masă, facem un praznic, facem un praznic. Hai să facem un praznic. Hai fiecare să aducem de acasă ce avem, facem un praznic. Facem aici un praznic aici, și ne bucurăm de nașterea Domnului. Așa? Ne putem bucura? Acolo spune la un moment dat despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Spune de moartea și de învierea Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spune, Hristos, Paștele, nu așa spune, a fost jertfit. Noi acum trebuie să-L sărbătorim. Cum o sărbătorim, fraților? Cu azimile, curăție și ale adevărul. O sărbătorim așa? Fratul, nu cu, cum spunea frață, nu știu, uneori poate suntem tentați să lunicăm pe panta asta așa. Atâta căutăți, ne agățăm de mesă, de mâncări, de nu știu ce, curcani, sau nu știu mai facem noi. Nu, așa, de toate pregătirile astea acum care se fac. Fraților, noi hai să închinăm lucrurile acestea Domnului toate, să închinăm. Și azi facem o sărbătoare de bucurie, o sărbătoare de bucurie, o sărbătoare în care ne amintim cu atâta drag de nașterea Domnului Hristos. Noi nu avem date concrete. Noi nu știm dacă ziua aceasta este exact ziua aceea. Ziua aceea când s-a născut. Noi nu știm, nu o cunoaștem. Istoria aceasta care o devia de la vreme la vreme, nu mai știm. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Noi ne putem bucura, putem sărbători cu bucurie. Putem sărbători cu bucurie. Și Domnul să ne binecuvânteze cu o inimă, să ne bucurăm de nașterea Domnului, de venirea Domnului, de vestea aceasta bună, de toate ce s-a întâmplat acolo. Tot așa este și cu Paștele, nu? Paștele, noi putem sărbători Paștele, nu? Putem sărbători de câte ori pe lună, putem sărbători. De câte ori vrem noi, nu așa? Asta e Paștele, cina Domnului e Paștele nostru, așa, fraților? Putem sărbători, așa este și cu nașterea. Dacă noi ne unim cu toți, să ne aducem aminte și căutăm să ne amintim cu atâta drag de toate ce s-au întâmplat, de toate cele cum s-au petrecut acolo la nașterea Domnului, este o bucurie. Și zic ca Domnul să ne dea și nouă bucurie. Să ne dea Domnul bucuria aceea care au avut-o ei, bucuria aceasta a nașterii. Căci așa după cum spune acolo, dacă Domnul nu venea, dacă Domnul venea pământ, noi spunea la un moment dat Pavel acolo, dacă n-ar fi fost lucrurile acestea adevărate, noi am fi fost niște pierduți, spune acolo, nu? Niște pierduți. Dar slăviți să fie Domnul. Mă opresc la gândurile acestea și în dorința aceasta, Domnul Iisus să ne dea bucuria aceea care a fost acolo, care a avut-o atunci la nașterea Domnului. Amin. Astăzi vin și-mi plec genunchii, înaintea ieslei tale, copilași-n altă lume, obosit de fric și cale, copilași-n altă lume. De fric și cale și-mi pleca inima și fața, copilași din zare albastră, să mă închin cu umilință, că-ți cobor din lumea noastră. Să mă-nchin cu umilință, căci cobor în lumea noastră. Nu am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur, lacrimile pocăinței,
îndoială și rușine. Copilași veniți din ceruri, să porți crucea pentru mine. Copilași veniți din ceruri, să porți crucea pentru mine. Mare Dumnezeu avem! Glorie Lui! Prin harul Său ne bucurăm cu toți împreună în seara aceasta. Vreau să vă mărturisesc înainte să dau îndemnul acesta de când am intrat, nu știu de ce, dar simt așa un fior ca și când aș fi într-o familie. Și vreau să cred că în seara aceasta nu suntem niciunul străin, niciunul din altă parte, chiar dacă eu vin din România, toată lumea mergea spre România când veneam în Austria, numai noi veneam în Austria. Chiar dacă noi suntem de departe, vreau să cred că suntem o familie. Aleluia. Familia Domnului Iisus Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 2 cu versetul 17, că El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă. El a venit și noi avem o zi de sărbătoare. El a venit în inima noastră. O zis, Iisus Hristos, mă duc ca Mihai să aibă viață. Și vin și mă nasc ca fiecare și vă puneți numele să aveți viață. Dacă cred în mine. Și zice cuvântul că a venit să ne aducă vestea bună a păcii vouă. Și eu vin cu gânduri de pace în seara aceasta. Am venit să mă bucur împreună cu cei ce se bucură. Aleluia. Și vreau să cred că vă bucurați în Domnul. Aleluia. Zice cuvântul în continuare, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Indiferent că e de la distanță, că e de apropiare, El a dus pacea. Și continuă cuvântul, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, slăvit să fie El. Că e mic, că e mare, că suntem de departe, că suntem de aproape, cu toți avem intrare la Tatăl, slăvit să fie El. Dacă venim cu inimile noastre și ne deschidem în seara aceasta inimile, vom intra într-o rugăciune și nu știu de ce, dar Domnul m-a cercetat să ne rugăm pentru biserica aceasta. De regulă ne rugăm pentru mulțumire, vrem să-i mulțumim Domnului. Nu știu care e starea bisericii, dar aș vrea să ne rugăm pentru biserică. Amin, inclusiv pentru locul acesta, dar cât și pentru suflete. Biserica suntem toți adunați împreună. Zice cuvântul în continuare, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Auziți? Împreună cetățeni cu sfinții. Eu unul am venit, chiar dacă sunt de la distanță și ar trebui să fiu străin. Chiar dacă e prima oară când vin aici și-s oaspete, eu mă simt ca acasă, slăvit să fie Domnul. Zice cuvântul în continuare, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea, bine închegată, crește. Și asta vreau să fie rugăciunea noastră. Haideți să ne rugăm ca biserica să crească. Aleluia. Dumnezeu m-a cercetat să am gândul acesta. Hai să ne rugăm pentru sufletele care vin aici. Aleluia. E foarte important că atunci când vă rugați și ne rugăm, când cineva pătrunde în locul acesta să zicem, Doamne, binecuvânte ca oricine vine împovărat și calcă pragul casei tale, să plece eliberat. Aleluia. Hai să ne rugăm pentru lucrul Aleluia, acesta. Doamne. Continuă cuvântul în continuare și zice în felul următor. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, nu fiecare pentru El, ci toți împreună. Și așa să ne ajute Tatăl. Împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, slăvit să fie Domnul. Haideți, vă rog, ridicați pe picioarele noastre. Să intrăm într-o rugăciune. Îi mulțumim Domnului că suntem împreună. Avem motive de bucurie. Avem motive ca în seara aceasta să ne bucurăm toți împreună. Și haideți să ne rugăm pentru locașul acesta, cât și pentru strângerea noastră împreună. E pentru prima oară când vin. Nu vă cunosc pe toți. Dar știu un singur lucru. Este cineva care ne cunoaște pe fiecare în parte. Amin. Și orice problemă ați avea, Aleluia. Sunt Aleluia. Persoane care Dumnezeu le pune pe inimă ca să vă ajute. Așa și orice lucru care vă stă în cale să vă deschideți inima, cred din toată inima că Dumnezeu vă poate deschide Aleluia. În seara aceasta inima. Aleluia. Haideți să ne rugăm pentru locul acesta, Aleluia. Ca Dumnezeu să-și reverse harul Aleluia. Său, Duhul Sfânt să fie, plinătatea Aleluia. Duhului Sfânt, Aleluia. Să plutească aici în adunare, Aleluia. La fel cum altă dată umplea slava lui Aleluia. Templu. Aleluia. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm Aleluia. Domnului. Amin. Aleluia.
Mai avem puțin de dus, mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de-o lumină înveșnicită. Plânsul nostru va fi șters, plânsul nostru va fi șters de-o lumină înveșnicită. Plânsul nostru va fi șters, plânsul nostru va fi șters de-o lumină înveșnicită. Mai avem puțin de stat pe pământul fără pace. Și în cerul minunat un etern popas vom face. Și în cerul minunat, și în cerul minunat un etern popas vom face. Și în cerul minunat, și în cerul minunat un etern popas vom face. Mai avem puțin de dus crucea pregătirii noastre. Și zbura vom mult mai sus către zările albastre. Și zbura vom mult mai sus, și zbura vom mult mai sus către zările albastre. Și zbura vom mult mai sus, și zbura vom mult mai sus către zările albastre. Mai avem puțin, puțin până la sfânta întâlnire. Și-n vas Duhul cristalin cu Iisus al nostru mire. Și-n vas Duhul cristalin, și-n vas Duhul cristalin cu Iisus al nostru mire. Și-n vas Duhul cristalin, și-n vas Duhul cristalin cu Iisus al nostru mire. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Iubiți frați și surori, mai întâi de toate, am mai spus-o și vreau să o repet, parcă un pic s-a scuturat jugul de pe mine și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Tatălui și cu ajutorul fraților, bisericii care s-a rugat, Dumnezeu m-a ajutat și acum la sfârșit de an am putut să aducem la 16 închisori Evanghelia lui Hristos. La 340 de deținuți s-au făcut pachete și pe lângă cei 340 aproape 60 de ofițeri, comandanți și ofițeri de rând, s-a adus un cadou, un CD-ul religios cu cântări, o mărturie, o broșură, un tractat, o ciocolată. Și aceasta, să știți, și datorită dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru implicarea voastră. Știu că Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Nu va rămâne la nimeni dator. Și vreau să vă spun că ceea ce ai făcut, cu aceea te vei întâlni. Și mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească. Spuneam că jugul pe parte l-am scuturat, dar vreau să vă spun că probabil că de acum începe mai mare luptă. Să știți, când un deținut ia o carte, am stat de vorbă cu mii de deținuți, când ia o carte, este un război în inima lui. Bă, asta e pocăiască, asta e așa. Și vine și diavolul, și vine și duhul, și cercetarea, și se dau niște lupte în inima omului. Și știți de ce vă spun? Noi de acum trebuie să ne rugăm pentru ei. Amin.
Să zicem, Doamne Dumnezeule, în rugăciunea mea pentru familia mea, mai adaug și un deținut. Te rog, cercetează-l Tu. Doamne, ai venit pentru troț. Zice că lumina, așa se spune în cartea Isaia, lumina care luminează în lume, nu lumina care o luminez eu, și aia. Dar cea care a lăsat-o Domnul Dumnezeu, zice că luminează pe orice om. De aceea eu cred că lucrarea noastră, frați și surori, acum începe pe genunchi. Să ne rugăm pentru ei, să strigăm pentru ei, să-i mântuiască Dumnezeu așa cum ne-a mântuit și pe noi. Să știți că și pentru noi a venit lumina, dar vom vorbi, acum aș vrea să recit o poezie. Sincer vă spun, nu știu multe poezii, dar unele dintre poezii care știu se potrivește acum în vremea aceasta. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să recit o poezie. Și în poezia aceasta spune așa: iată, și acest an se duce și nu-i cale să revie. Însă pentru noi astăzi ce ne spune este vină. Senatori sau deputați, despăstori sau desânfrați, bine ne-ar sta să venim toți la iesle îngenunchiați. Cât de mulți putem a spune, iartă-ne, omiel divin, chiar ca vameșul din pildă, eu la tine astăzi vin, zicât, Tată, multe am făcut, o, Doamne, dar puțin am stat cu tine, să-ți consult a ta părere, să te ascult, să aduc suspine. Cât de multe avea Iisuse pentru mine, pentru toți, pentru cine ți se închină și slujește, că-și tu poți. Azi și noi venim la tine ca magiu din Ioară, dorim a-ți aduce daruri. Doamne, ce-ai vrea bună oară? Că noi cerem, mereu cerem, Doamne, noi ce să-ți dăm ție? Inima t-o vrei, Iisuse, ți-o ofer cu bucurie. Tu vrei voința și gândul, sentimentul, trupul tot. Cum ar fi în acest mileniu, eu cu tine totul pot. Doamne, atinge-te de mine, umple-mă cu sfântul foc. În inima ta, Iisuse, numai tu să-mi găsești loc. Iar acolo lângă tine pune tot ce crezi de bine, îndrăsneală și suspine. Pune încredere și pace pentru toți ce mi-ai dat, să-mi slujim cu o inimă bună. Iar acolo lângă tine pune tot ce crezi de bine, pune încredere și pace între frați și între surori. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Aș vrea în câteva cuvinte, frați și surori, să vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 9. Aș vori și vă rog, pentru cinstirea cuvântului lui Dumnezeu, să ne ridicăm pentru câteva momente și să citim din Isaia, capitolul 9, pagina 689, capitolul 9. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținuturile de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, că jugul care apasă asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce la suprea le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Cărci orice încălțăminte purtată în vălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, vor fi arse de foc, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerile lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciei, Domnul al păcii.
El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râfna Domnului oștirilor. Vă rog să luați locurilor. Stimați frați și surori, am stat și m-am gândit aici la cuvântul acesta în care spune întunericul nu va împărăți veșnic. Întunericul este păcatul și fără de legea. Întunericul nu va predomina pe om. Dumnezeu vorbește cu 600 de ani înainte ca să se întâmple profeția și prevestește prin Isaia și spune: voi aduce o izbăvire omului. Mi-aduc aminte, frați și surori, că într-o zi ca oarecare, ca aceasta, s-a născut și Domnul Iisus în inima mea. S-a născut probabil și în inima ta. Dar oare cum inima noastră? Stau aici și mă uit în cartea Geneza, frați și surori, și m-am uitat la Dumnezeu cel adevărat. Și știți ce spune Dumnezeu cel adevărat despre om? Știți ce spune Dumnezeu despre noi, oamenii? Fiți atenți! Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și nu numai atât. Că nu-i de ajuns să fie numai mare, știți ce? Fiți atenți! Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui în fiecare zi erau îndreptate numai spre rău. Dragii mei, poți să recunoști că așa ai fost și tu? Așa am fost și eu? Nu vreau să cred că suntem acum așa, pentru că noi, prin lumina care a venit odată și ne-am întors și am jurat și am promis lui Dumnezeu că îl vom sluji toată viața, eu cred că lumina aceea încă ne călăuzește. Eu asta cred și asta nădăjduiesc. Dar mă duc cu gândul la o întâmplare, la o fetiță care la școală spune că s-a dat un examen. Și în examenul care s-a dat, zice profesoara: vă rog să luați o hârtie A4, o împărțiți în două. Și pe prima părticică scrie sus Dumnezeu, iar cealaltă părticică scrie diavolul. Și toți au scris ce au știut, unul a scris, o umplut, una, două, alții, care cum au știut? O fetiță pocăită o scris doar o pagină și după ce au dat fiecare tezele, profesorul a luat-o și a zis: fetiță, tu nu ți-ai terminat extemporalul, tu trebuia să scrii despre Dumnezeu și despre diavolul. Și atunci fetița a spus așa: doamnă profesoară, eu am scris de Dumnezeu și n-am terminat, aș mai fi scris, dar n-am mai avut timp, despre diavolul nu am avut timp. Nu știu dacă înțelegeți. Noi nu avem timp de diavolul. Sau ai timp de diavolul să-ți conducă mintea, gândul? Sau în viața mea este răutate, mânie, gânduri? Oare ce este în viața mea? Ascult de șapta Duhului? Ascult de Dumnezeu care îmi vorbește, care mă cercetează, care mă trimite, care mă luminează? Lumina aceasta spune că a venit în lume. Dacă ne uităm în cartea Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2. Scrie aici așa de frumos. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Slăvit să-i fie numele Lui. Repet, Hristos Domnul. Și îi spune semnul, dar pe lângă îi spune semnul, știi ce spune îngerii celor care erau acolo?
Știți ce spune în vremea aceasta îngerii lui Dumnezeu nouă? Nu vă temeți! Nu vă temeți! E adevărat! Ai probleme în casă, ai probleme cu copilul, poate nu te înțelegi cu soția, poate cu bărbatul tău e nepocăit, poate soția ta e nepocăită și am auzit cu o calvare și din partea unui și a altuia, dar îngerul a adus vestea aceasta și vestea aceasta a rămas peste viacuri și noi trebuie să comemorăm, să ne reamintim că Iisus este lumina lumii și a venit să lumineze pe orice om venit în lume. Lăudat să-i fie numele Lui. Oare ne mai călăuzește nădejdea aceasta, speranța aceasta? Oare mai tresaltă în inima mea, în inima ta, gândul acesta? Hristos este Dumnezeul meu. Mi-aduc aminte, dragii mei, nu meritam, dar lumina aceea care mi s-a arătat odată, Hristos Domnul, care de atâtea ori mi-a vorbit și a spus, eu te-am scăpat din ghearele diavolului. Diavolul a plănuit să-ți ia viața, dar eu te-am smuls. Te-am scos de acolo, ți-am pus piciorul pe o stâncă, te-am făcut copilul meu, ți-am dat împărăția mea să-mi slujești, să-mi fii credincios. Frați și surori, El mă ține, El te ține și El îți spune azi, nu te teme. El este cu tine. De ce credeți că scrie aici? Când îți întorci privirile spre El, aleluia! Asta se întâmplă, frați și surori. Vă dau o mică mărturie. Să vedeți că așa este. Și apoi vreau să închei și vreau să vă spun că Dumnezeu, fiecare pas care îl faci, El te are în evidența Lui. El ne are pe toți în evidența Lui. Odată mergeam la închisoare, eu fac naveta San Pelt în Krems, încolo, și dintr-o dată mergeam pe autobandă către Linz, dintr-o dată n-am mai avut pedală, gaz pedala. Nu mai mers mașina, nu mai mers. Apăsam până, nu mai mergea. Și a zis, Doamne, oare ce-o fi cu mașina? O să ajung, nu o să mai ajung la închisoare. Doamne, ce o să fie? Și harul care a fost, exact, a fost tocmai bine pentru mine că eram pantă în jos. Și dacă nu mai mers, mergea mașina din energie. Și am oprit într-o parcare, credeți-mă, să zic așa, de 10-12 ani, niciodată n-am oprit în parcarea aia. Niciodată n-am oprit în parcarea aia. Și ca fiecare om, nu? Când avem o problemă, tragem în parcare și ne rezolvăm problemele care le avem în cap, nu? Dacă vrei să mergi la WC-ul, dacă vrei să te oprești să iei aer. Dar eu am oprit în parcare, am parcat și când am parcat, în spatele meu era un tir cu numere de România. Și când am parcat, nu să mă duc eu la capotă, să deschid capoca, că așa era normal, nu? Să vezi ce s-o fi întâmplat. Dar nu asta a fost. Dumnezeu zice, du-te și dă-i la omul ăla ce trebuie să-i dai. Îmi iau, îmi pregătesc în mașină ce trebuie să-i dau, mă urc sus la capotă, el vorbea la telefon, îi dau ce am avut să-i dau și mă cobor și mă duc la mașină. Când să intru în mașină, mă strigă. Și mă opresc, vine la mine și zice, auzi, tu ce religie ești? Păi zic, eu sunt creștin. Păi da, dar ce creștin? Păi zic, creștin. Zice, domnule, eu vreau să spun ceva, eu m-am săturat de preoți. Eu m-am săturat de preoți. Am fost, zice, la niște, așa să zice, pocăiți, nu știu, așa zice, știa el. Am fost la niște pocăiți, zice, așa de mult mi-a plăcut și am zis că mă duc la pocăiți. Am stat câteva minute, i-am vorbit de Dumnezeu și am plecat. După 4 zile mă sună prietenul lui și îmi spune că, de fapt, Dumnezeu îl cercetase pe omul ăsta, adică lumina a venit la el. Și n-avea liniște și pace și colegul lui, da? Au fost colegi de clasă când erau ei mai mici. Am avea până la 40 de ani tânărul acesta. Și Dumnezeu a venit prin îngerii lui Dumnezeu și l-a cercetat și a zis, mă, vreau să mă duc la voi la pocăiți. Dar avea nevoie.
avea nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, avea nevoie de Filip, avea nevoie de tine, are nevoie de mine, Dumnezeu. Dar îngerul lui Dumnezeu, dacă nu vine la mine, înseamnă că cu mine e ceva problemă. Noi ceva problemă. Frați și surori, Dumnezeu nu face ghiveci. Întâi curățește și apoi sfințește. Slăvit să-i fie numele Lui. Oare nu ne-a câștigat El prin palmele Lui? Oare nu ne-a răscumpărat prin sângele Lui? Oare nu ne-a dat El bucuria mântuirii? Doamne, astăzi suntem înaintea Ta. Te rugăm, mai las odată să vină lumina Ta. Mai las odată cercetarea Ta și vreau, Doamne, și noi vrem toți astăzi, în seara aceasta, să ne cercetezi, să-Ți aducem mulțumire că ai venit și ne-ai luminat, că ai venit în viața noastră, că ne-ai răscumpărat și ne-ai salvat. De acolo, din mocirlă, zice, poporul care umbla în întuneric, în umbra morții, vede o mare lumină. Poate ți se aprinde numai un flacăr de asta mică de brichetă. Poate doar o scântie, un susur blând ca lui Ilie. Ce faci? Ce faci? Frați și surori, mai mergem după lumină? Amin, cum prorocea Domnul astăzi? Că vine vremuri grele. Ești plin de Duh? Ești plin de lumină? Apocalipsa, capitolul 3, și ce spune acolo? Pentru că zici, sunt bogați, am tot ce-mi trebuie și nu știi că ești orb, ticălos, sărac. Te sfătuiesc, spune Domnul, să vii la mine, să-ți dau aliție, să-ți ungi ochii. Și mă rog lui Dumnezeu, în inima mea și în inima dumneavoastră, să fim în flăcări, în clocot. Asta mă rog, că atunci când va veni să poată Dumnezeu să spună, cum spune acolo celor 5 fecioare înțelepte care au adunat ulei în candelă, frații surori, vin vremuri grele. Nu știm cât mai sărbătorim această sărbătoare, dar sărbătoarea asta mi-aduc aminte de ziua când m-am întâlnit cu Domnul. Din ziua când m-a salvat și m-a pus piciorul pe stâncă și mă rog lui Dumnezeu ca pe mine și pe tine, pe dumneatale, să te întărească, să rămâi pe cale, să te țină. El a trasat calea odată sfinților pentru totdeauna. El te va ține dacă mergi mână în mână cu El. El ne va ține pe toți. Slăvit să-i fie numele Lui. Doresc aceste sărbători să vă bucurați din plin. Amin, Doamne. Să știți un lucru, Domnul Iisus Hristos, dacă e inima mea, dacă e inima ta, știți ce se întâmplă? Spunea tot fetița asta la un profesor, domnule profesor, dumneata, crezi că există Dumnezeu? Nu cred. Nu crezi că există întuneric și lumină? Nu cred. Zice, domnule profesor, vreau să spun ceva. Când Dumnezeu lasă lumina, întunericul dispare. Când Dumnezeu își ia lumina de la El, suntem toți întuneric, bestă. Așa suntem, frați și surori. Așa suntem. Dumnezeu este lumină și a lăsat lumină. Și lumina, zice, va lumina pe orice om venit în lume. El a venit la-i săi, dar-i săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, tuturor celor ce crede în numele Lui, li s-a dat dreptul. Aleluia, slăvit să-i fie numele Lui. Și tu și eu suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze în aceste sărbători, să vă facă să fiți un stâlp de aducere aminte, să vă întărească, mă, credința, să fiți tari și neclintiți împreună cu copiii voștri, cu copiii noștri, să ne putem bucura și într-o zi să ne întâlnim cu El. Asta-i dorința, să ne întâlnim cu El. Cântea fratele Jean, acolo orice lacrimă va dispera. Mărire lui Iisus! Dacă mai vrei, dacă mai tânjești, haideți să ne pregătim cât mai este vreme și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Vestea bună ce s-a profețit prin profetii Isaia, care s-a împlinit.
fecioara, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Iată că fecioara va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dar acesta este scumpul Salvator, s-a născut în iesle Dremântuitor. El este acela care ne-a iubit. Dumnezeu înveță, fie preamărit. El este acela care ne-a iubit. Dumnezeu înveță, fie preamărit. Dar nașterea lui Iisus Hristos a fost ca să mântuiască pe cei păcătoși. Iată vestea bună, scufrați și surori, să-i cântăm lui Iisus, scumpul Salvator. Iată vestea bună, scufrați și surori, să-i cântăm lui Iisus, scumpul Salvator. Mulțumim noi, Doamne, că Tu ne-ai trimis o lumină lume pe Iisus Hristos, care cu iubire la noi a venit, ca sufletul nostru să fie mântuit. Care cu iubire la noi a venit, ca sufletul nostru să fie mântuit. A venit la ai săi și nu l-au primit, și s-a dus la neamuri să fie slăvit. Și cu glasul dulce nouă ne-a vorbit, s-a născut Mesia, cel de voi dori. Și cu glasul dulce nouă ne-a vorbit, s-a născut Mesia, cel de voi dori. Amin. Am coborât și eu într-un subsol, cum se cobora și Iisus. Și acolo am văzut mulți oameni căzuți și unul era El. Și Iisus i-a întins o mână atunci. Poate prin tine, poate prin mine, dar în această seară asta am înțeles mesajul Lui, că această lumină te luminează pe tine și apoi se folosește de tine.
Ai vrea să te folosească Domnul? Vrei din toată inima? Să știi chiar în această seară când pleci spre casă, Domnul te poate folosi. Și eu cred lucrul acesta. Pentru mine a fost o zi de bucurie. Am fost toată ziua cu frață, cu familia și cu frață, în familie la frață. Și am înțeles că și în continuare vom pleca la frați care ne-au chemat la ei. Și nu facem așa o seară a colinzilor, dar facem o seară de părtășie cu Iisus Domnul și cu frații care îl iubesc pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților. E greu, așa-i? Am trudit tot anul și acum parcă la încheierea anului mi se întâmplă și mie, probabil și vouă. Sunt așa, parcă vine o durere pe aici, o durere pe aici, nu știu de ce. Probabil tot anul am cărat roaba și lopata și toate astea. Și acum așa, parcă și nevasta îmi zicea, băi, parcă mă doare aici, parcă mă doare aici. Eu aș vrea ca Iisus să ne iei toate durerile. Amin. Și în adunare să fim fără dureri. Eh? Domnul să vă întărească. Amin. Iubiții Domnului, mulțumim fraților care au slujit, ei s-au dus. Eu cred că Domnul i-a trimis, m-a întărit și pe